Iadul este în mintea noastră. Sau raiul poate să fie în mintea noastră. Cum am fost la vreo 65 de medici, terapeuți, vraci, șamani, preoți, de toți vindecători, și medicii îmi spuneau, nu o să mori de ea, dar o să mor cu ea. Un medic, renumit de altfel, mi-a spus că am cancer și că o să mor în 3 săptămâni. Ăla este iadul, de fapt, să nu mai întrevezi niciun fel de lumină. Ăla este. Nu e narativele alea stupide. Când nu-ți mai dorești să trăiești. Că nu mai de ce, de fapt. Inutilitatea și suferința. Și mai mult decât atât, inutilitatea suferinței. Pentru că una e să suferi cu un scop și alta e să suferi degeaba. Da, a fost o tentativă de suicid? Da. Da. Nereușită, în sensul Dumnezeu. Din 1500 de creiere câte ai scris până acum, care e lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o tu despre creier? Creierul este superputerea ta. Asta e. Restul sunt povești. Este o superputere pe care, prin diferite metode, în diferite circunstanțe și ipoteze, nu spun că la noi, o groază de locuri, poți să găsești cheia pentru identificarea, gestionarea și utilizarea superputerii tale. De ce? Pentru a-ți crește calitatea vieții. Când tu ești fericit și ceilalți din jurul tău sunt fericiți. Eu n-am văzut un fericit care să facă rău. Salut, Mihai Morar, bine ați venit la o nouă săptămână de podcast, la un nou Fain și Simplu. Povestea de astăzi este fascinantă și cred că episodul ăsta va fi un reper pentru ceea ce înseamnă acest podcast. Cu siguranță rubrica de comentarii se va umple de păreri, opinii, reacții după conversația pe care o s-o port astăzi cu o minte sclipitoare, o minte care a trebuit să treacă prin 5 ani de suferință ca să își descopere adevăratul potențial al minții sale și mai departe, pentru că abia asta este povestea cu adevărat fascinantă, mintea asta luminată lucrează acum pentru ca alte minți să-și descopere adevăratul potențial. O să fie o călătorie prin creierul nostru și o să vedeți că în puterea creierului stă mare parte din ceea ce înseamnă existența noastră fericită sau dimpotrivă pe acest pământ. Omul din fața mea este astăzi Costin Dămășaru. Salut, Costin! Mulțumesc frumos, Mihai, sunt onorat să vin aici. Tu a trebuit să treci printr-un fel de iad ca să descoperi adevărata grădină a Edenului. Cum poți să te tratezi prin puterea creierului tău? Da, ai dreptate. Iadul nu e sub pământ și îți bagă dracii furci și zmoală și altă nebunie. Iadul este în mintea noastră. Sau raiul poate să fie în mintea noastră. Depinde, sunt stări de conștiință pe care le experimentăm. Acum pot să-mi explic mai bine ceea ce s-a întâmplat și da, chiar au fost 5 ani foarte, foarte grei, iad. Mai nasol decât, mai greu decât să ai ceva e să nu știi ce ai. E mult mai, mă duceam la toți medicii, am început cu tinnitus, un țiut permanent în urechi, care m-a îngenunchiat. Deci tinnitus e diagnosticul pus pentru cei cărora le țiuie urechile. Tot timpul. La mine a fost pe tinnitus handicap inventory undeva la 1,7. Toți cei care au peste 1,5 de obicei nu mai supraviețuiesc. Cu ajutorul Dumnezeu eu am supraviețuit. La ce vârstă ți-a apărut țiuitul? 32 de ani. Acum 8 ani, 2014. Și medicii, cum am fost la vreo 65 de medici, terapeuți, vraci, șamani, preoți, de toți, vindecători. Și medicii îmi spuneau, nu o să mori de ea, dar o să mor cu ea. Că cu balașul, spuneam să mor tu, pe bune, nu. Am dat și peste niște oameni senzaționali, cărora le port tot respectul, însă au fost niște oameni, nu cred că pot să spun, niște cetățeni, care m-au speriat foarte tare. Unul dintre ei, un medic, renumit de altfel, mi-a spus că am cancer și că o să mor în 3 săptămâni. Eram la spital, în Bucumstal din București, nu mai contează care, și țin minte că i-am zis, mă uitam așa, nu venea să cred. Și am zis, stai mă, pe ce nu suntem service auto aici? Vii, te facem bine și asta a fost prin capot, îți dăm garanție, asta e? Ok.
am ieșit din spital. O să iei carte în septembrie ăsta, să duc carte, sau octombrie să duc carte despre experiențele astea. Și am ieșit din spital și am stat așa pe băncuță acolo, putremurat. Eram și foarte, foarte, foarte singur în perioada aia, adică eram complet singur. Și mă uitam așa în gol și m-am uitat la ceas, era ora 2, m-am uitat la ceas, era ora 9, trecuseră 7 ore în câteva minute. Și atunci, datorită fricii foarte puternice, mi s-a contractat musculatura spatelui, dreapta, și n-am mai putut să merg cu ciorul câțiva ani. Adică am făcut infiltrații, am fost și pe la Tekergen, am fost și în Viena la KH, mi-am făcut niște infiltrații. A fost o frică foarte, foarte puternică. Și la sfârșitul anului 2014 am cedat. Dacă mi-e greu să recunosc asta, accept ce s-a întâmplat, sunt recunoscător că nu a avut succes, dar am cedat. Și tintus era oribil. Mă trezea din somn, îl visam, nici măcar nu mai puteam să dorm. Apărea din senin, n-are nicio corelație. Și te lăsa din... Și acum îmi dau seama că n-are nicio fel de corelație cu ce se întâmplă, pentru că e la nivel subconștient. Acum pot să explic și le spun asta și clienților mei. Tintus nu este o cauză, este un simptom, de fapt. Este o alarmă, că ceva nu este în regulă. Noi suntem 15% maxim conștient, restul e subconștient. Noi suntem păpușați, de fapt, de subconștient. Și când apărea țiuitul ăsta, apărea de obicei în ambele urechi? Sau... În ambele urechi. În ambele urechi. La mine a deci fost... forma cea mai severă. Acompaniată și de migrene migratoare, că te durea capul, vrea să muși din masă și mă durea ba în corte, în față, ba în spate, ba în lateral. Se mișcau. E o formă de migrenă foarte, foarte puternică. Și, de fapt, n-a apărut deodată. Timp s-a apărut forma asta pe permanentă, în somn. Acolo se întâmplă cele mai adică, efectiv, nu te lăsa să dormi. Nu. Și m-am culcat fără, în patul meu, că am dormit 30 de ani, fără tintul și m-am trezit cu ea și n-am mai trecut de atunci, 5 ani de zile. Și, dar asta a fost, ca să spun așa, explozia. Înainte s-au acumulat foarte multe mini-traume, evenimente mai puțin plăcute, care toate au dus la acest declic, ca să spun așa. Acum le explic clienților mei la centru. Noi suntem suma interacțiunilor noastre neuronale. Felul în care mâncăm, dormim, iubim, dansăm, muncim, orice, dar absolut orice, este rezultatul interacțiunii celor peste 80, aproape 100 de miliarde de neuroni din creierul nostru. Ok? Care produc niște sinapse, de ordinul trilioanelor. Ăia suntem noi, de fapt. Că vrem noi să credem în alte narrative, așa sunt narrative, este fix alegerea fiecăruia. Însă, la sfârșitul zilei, noi suntem suma interacțiunii neuronale, care poate să fie, cu ghilimele de rigoare, supraunitară sau subunitară. Poate să dea cu plus sau cu minus. Ok? Și care povestea? Creierul nostru are câteva obiective primare. Cel mai important este să țină posesorul în viață. Este homeostazia, exact. Echilibru interior, homeostazia. Și face orice ca să mențină starea respectivă. În momentul în care intervine un eveniment mai puțin plăcut, ca să mi spun traumatic, fie intrauterin, și e foarte important de menționat, adică suntem în purta mamei, fie după ce ne naștem, creierul face tot ce poate ca să mențină posesorul în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât cu energia finită, finită energie, nu este nelimitată, să poată să își îndeplinească obiectivul primar, să supraviețuiască posesorul, cu costurile aferente. Problema apare după ce se tână acel eveniment sau șir de evenimente. Nimeni nu spune creierului că s-a terminat. Asta a fost. Creierul se transformă din protector într-un fel de gardian, temnicer de închisoare, care nu-i permite posesorului să evolueze cum trebuie. Și rămâne acolo. Sistemul de referință pe care îl folosește nu este unul actualizat, conform contextului. Undeva în trecut. Asta e definiția traumei, de fapt. O definiție a traumei. Și atunci gardianul respectiv ține posesorul într-o stare de alertă permanentă, de frică permanentă, de panică. Și spuneam și mai devreme, ne imaginăm că suntem într-o cameră și avem un singur geam care are un filtru. Pe acolo intră aerul. Dacă filtrul respectiv este murdar, aerul care intră este poluat. Creierul, de fapt, ce e? O masă de grăsime, 2-3 kg, într-un acvariu, fără lumină. De creierul cefalorahidean. Acolo e. Și se bazează pe informații. De exemplu, în
tradiția Kabbalah, se spune că noi oamenii stăm într-o cutie cu 5 căuri, pe acolo intră lumină, cele 5 simțuri. Okay. Mie nu mi-a explicat nimeni lucrurile astea. Eu am un doctorat în management, în momentul în care linia de rigoare s-au deschis cerurile pentru mine, ca asta consider că s-a făcut. Adică tu vezi suferința asta prin care ai trecut tu... Transformațional. De fapt, un dar pe care l-ai primit... Da. Și pentru care a trebuit să aștepți 5 ani ca să înțelegi de ce ai primit suferința asta. Corect. Niciodată nu-ți dai seama în perspectivă, ci în retrospectivă, uitându-te în urmă. Cum e și Steve Jobs, care avea discursul acela, Connecting the Dots. Nu vezi niciodată în viitor. Doar în Dune se întâmplă chestia asta. Ci în trecut. Și de fapt nu contează ce s-a întâmplat, contează ce simți tu că s-a întâmplat și ce ți-aduce fiecare experiență. Noi suntem de fapt modul în care vedem lucrurile. Și vă dau un exemplu, Avem clienți care, în teorie, sunt minunați. Familie frumoasă, super fit, se duc la sală, un job super ok, însă în interior sunt praf. Literalmente. Din teorie, el n-ar fi trebuit să aibă niciun fel de problemă. Însă, nu e așa. De ce? Pentru că s-au îndepărtat de ei. Chiar acum, înainte să vin aici, era un client și lucrăm de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara, non-stop, și am cam 1500 de clienți până acum. Și mi-am dat seama că noi fugim de subconștientul nostru. Fugim. De ce? Ba un proiect, ba un copil, ba o soție, ba o petrecere, ba... Și tot timp fugim. Până la un moment dat, în subconștientul ne prinde de călcâi și ne trage. Stai mă, unde te-ai dus? Și începe să ne bată la ușă. Că spuneți Dumnezeu, că Buddha, că ala. Ok? Ne bate la ușă. Și noi nu-i deschidem. O dată, de ori, de trei, până când ne sparge ușa. Astea sunt somatizări. Fie că e tinus, fie că e vertij, fie că astea sunt formele mai ușoare. Doamne ferește cancer. Doamne, exact. Le spun și clienților mei care vin cu tinus, că avem un groază de clienți care vin cu tinnitus. Tinnitus este cea mai bună formă din cele mai rele. Pentru că nu lasă, de fapt, urme fizice, ca un AVC, spre exemplu, Doamne ferește. La AVC se întâmplă chestii nasoale. La tinnitus este o presiune psihologică imensă, pe care dacă nu o gestionezi cum trebuie, poate duce la consecințe apoi fiziologice. Plecând de la povestea asta ta, o să ajungem și la centrul de cercetare pentru augmentarea performanțelor neuronale pe care l-ai fondat și prin care lucrezi acum cu foarte mulți oameni. Pentru că, de fapt, suferința asta, boala asta ta, te-a dus în punctul ăsta. Ți-a deschis cerul și cerurile ți-au arătat că asta trebuie să faci. 65 de medici, terapeuți, vraci în România și în străinătate, vreme de 5 ani și țiuitul ăla din urechi nu pleca. Care a fost momentul cel mai greu din ăștia 5 ani de suferință? Când am zis stop. Am zis gata, nu mai e nicio soluție, nu mai puteam și am zis era ca un nor negru deasupra creierului meu. Și nu m-a lăsat să intre lumina. Și am zis stop. Asta a fost. Adică și în momentul respectiv ăla este iadul, de fapt, să nu mai întrevezi niciun fel de lumină. Ăla este. Nu e narativele alea stupide. Când nu-ți mai dorești să trăiești. Că nu mai e de ce, de fapt. Inutilitatea și suferința. Și mai mult decât atât, inutilitatea suferinței. Pentru că una e să suferi cu un scop și alta e să suferi degeaba. Suferința fără... sună foarte greu, dar așa e. Suferința fără o utilitate nu înseamnă nimic. Înseamnă doar suferință. Îmi dau un exemplu. Oamenii care trec prin provocări foarte, foarte grele și înțeleg unde va duce, care este utilitatea, de fapt, ce trebuie să facă, cum trebuie să lucreze cu ei, trec mult mai ușor. La mine a fost un mix, în sensul că nici nu înțelegeam de ce, că nimeni nu putea să-mi spune ce-mi țiu cap. Mi-au dat la început niște medicamente, n-a funcționat, am fost la un psihiatru și n-am nimic împotriva medicamentului, numai eu am decis să nu le iau. Și am zis la un psihiatru că o să mă răz, asta e, mi-o asum, n-am ce să fac, asta e. Și mi-a zis, știam și atunci că există o forță în mine care mă poate ajuta și am scos-o la suprafață. Cu greu
Și ce ai făcut în momentul în care nu ai mai văzut niciun sens pentru suferința ta? Adică n-ai mai... Am vrut să-i pun capăt. Și asta a fost. Nu vreau să dau detalii specifice despre ce s-a întâmplat, dar asta a fost. Și atunci... Adică ai ajuns la vorbele acelui medic care ți-a zis că boala asta de fapt nu te omoară. O să mor cu ea. O să mor cu ea. Da, dacă vrei să pleci, da. Și ăla a fost și un test, de fapt, dacă e să privesc așa în retrospectivă. A fost un test unde merg mai departe. Pentru că nu mai știam. Literalmente... Da, a fost o tentativă de suicid? Da. Da. Nereușită, în sensul Dumnezeu. Și am fost salvat de niște vecini. Dar eu o să scriu în carte chestia asta. Ce ai pierdut în aceste 5 ani? Am câștigat. Am pierdut toate greutățile pe care le aveam de picioare și de gât și de mâini și de ce vrei tu. Toate greutățile care mă țineau. Greutăți în sensul... Erai căsătorit? Nu. Nu eram, eram singur, eram singur în toate punctele de vedere. Și ce cel mai nasol la tinnitus este că lumea nu-și dă seama prin ceea ce treci. Te văd înalt, puternic. Fit, puternic, nu are nimic ăsta. Când de fapt în interior nu este așa. Și ăsta de fapt este o boală foarte, foarte cruntă. Foarte, foarte crudă, pentru că ceilalți nu te cred. Ce are mă ăsta? Îți ție cap? Hai mă, ce... De exemplu, majoritatea oamenilor înțeleg suferința doar când curge sânge. Atât. În rest, nu. Cu toate că suferința aia pe care o înțelege, suferința când scurge sânge sau ți-ai rupt, Doamne ferește, un picior sau cea, o înțelege. Da, e o boală care nu naște neapărat exact compasiunea, nici măcar a apropiaților, la fel cum e migrena. Corect. Și cu toate că, știi, e filmul când eram în Belgia, am adus destul de și predau acolo în Bruj, era ultimul film, Joker, eu sunt fan Joker și ultimul film cu, nu mai ținte cum îl cheamă, Joaquin Phoenix și exact. Spune acolo, mi-a luat, cred că vreo 3 săptămâni tot cumpăram bilete și nu puteam să merg la film în Belgia, că știam că o să fie super puternic. Și de fapt, ce este PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, sau Developmental Trauma, în cazul descris în film. Și spune Joker, Joaquin Phoenix, spune o chestie foarte, foarte tare. Oamenii se așteaptă ca bolnavii, pacienții, să se comporte normal. Când de fapt nu este așa, fix asta este ființa, că nu înțelegi ce înseamnă. Normalitatea este adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spun despre că sunt normal. Celălalt trebuie să spună. Ok? Problema e că, îți dau un exemplu, spectrul de manifestare a creierului uman, să spune, cât masa asta, ok? Latura asta. Noi, ca oameni, acceptăm 2 degete. Dar restul există. Sunt acolo, manifestările. De-aia se spune că noi folosim 20% din capacitatea creierului. Și da, și nu. Nu folosim 20% din capacitatea creierului. Nu, am zis că de aia da, se spune. Se spune, da. Suntem optimizați în proporție 20%. Noi folosim tot creierul, de fapt. Însă este o interpretare un pic ornată. Noi suntem optimizați în proporție de 10%, 15%, 20%. Noi ce facem acum cu toată tehnologiei, putem să vedem cât de optimizați suntem. De fapt, putem să vedem narativul. Cine ești tu și de ce? Pentru că fiecare interacțiune ne șlefuiește. Creierul este cel mai puternic instrument pe care nu avem spății. Este uluitor ce poate face. Uluitor. Și ai folosit puterea asta pentru a te face bine. Ca să nu mor, basically. Suntem în momentul în care vecinii te găsesc, da. Tentativa de suicid nereușită și de acolo ți-ai dat seama că chiar dacă tu nu vrei să trăiești, e o forță și am mers superioară mai care te vrea în viață. Da, ținte că eram... A fost foarte multă experiență așa la limita explicabilului și o să fie în carte toate aceste experiențe. În decembrie, înainte să am tentativa, eram foarte, foarte, foarte singur, am mutat într-un apartament chirie în București și încercam să mă rog. Habar n-aveam de meditație, habar n-aveam de toate tehnicile pe care le poți folosi pentru a te relaxa sau a ieși din zona respectivă. Și m-am rugat. Și asta n-am spus-o niciodată până acum. Literalmente am simțit o forță. Ca și cum m-a acoperit. Forță era feminină și am adormit și m-a trezit dimineața la 7. Nu s-a întâmplat niciodată, nici până atunci, nici după. A fost foarte puternic. Cuțiuitul.
Ai adormit cuțiuitul? Da, și m-am trezit dimineața la 7. Mi-am dat seama atunci, chiar m-am rugat foarte, foarte puternic. De fapt, rugăciunea, și asta am descoperit explicația într-o carte a unui profesor de la MIT, ce vor algoritmii, de fapt, rugăciunea este o altă formă de influențare, nu o spun mai clar, influențarea undelor cerebrale. De exemplu, toate ritualurile au o frecvență anume, o cadență. Trebuie să faci la ora precisă, de atâtea ori să faci ceva. De ce? Pentru că atunci undele cerebrale sunt pe o anumită frecvență, comunică într-un anumit fel și încep să se creeze rețele neuronale, puțin câte puțin. Toate au o explicație. Acum, datorită Dumnezeu pot să mă uit în spate și să văd exact ce anume s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, să dau un sens și să folosesc această experiență pentru a ajuta. Și cât ți-a luat ca să ieși din prăpastia asta? Una din experiențe definitorii a fost când am plecat în Egipt în februarie 2015. Da, februarie 2015 sau 2016. M-a recomandat o cunoștință, o vindecătoare din Australia, australiană, care s-a dus în, lângă Giza, lângă cele trei mari piramide și și-a făcut acolo un centru. De fapt, era o căsuță, m-am dus până când m-am dus acolo, am stat două săptămâni. Până când m-am dus, i-am trimis un share location, dacă nu mai vedeți, să știți că aici sunt. Și doamna respectivă m-a învățat să meditez, de fapt. A fost ok-ish, așa, am învățat multe lucruri, n-a fost chiar tot ce spunea cunoștința mea că o se întâmple, însă m-a învățat să meditez, de fapt. Și m-a învățat cum, și din ziua respectivă am meditat în fiecare zi câte 40 de minute. Și asta m-a ținut, a început să mă curețe cu ghilimele de rigoare, de fapt. Vremea de câți ani? Păi și asta, fac așa astăzi, în fiecare zi. Nu, dar până când a trecut durerea asta? Țiuitul, de fapt. Cam a început să mai dea înapoi și să nu-l mai au, adică să nu... Pe când ai văzut prima rază de soare? Pentru că spuneai că trăiai într-un întuneric. Foarte simplu, când am ajuns să perdau în Belgia. Literalmente am sunat-o pe mama și am spus, băi, este incredibil, ce în Bruj. A fost, ca să înțelegi de ce, oameni, era un mediu ok. Erau oameni ok, care n-aveau nimic cu tine, literalmente, erau respectuoși, mergeau, energia era alta. Tu fiind în România, profesor la... O universitate, nu vreau să spun. La universitate. La universitate de stat din România. Și fiind acolo, n-a fost cel mai bun mediu, ca să spun așa, nici, nu vreau să discut despre asta, însă n-a fost ceea ce aveam nevoie. Nu aveam nevoie de un spațiu unde oamenii sunt ok, au grijă de tine, au grijă de ei și împreună să creștem. De schimbarea mediului a contat incredibil în tratarea ta. Exact. Când am ajuns într-un spațiu, toate că plecam, dar a fost pentru prima oară când m-am dus undeva și oamenii chiar aveau nevoie de mine și m-au apreciat. Pentru că predam unor studenți din toată lumea pe Erasmus și n-a fost o călătorie de vindecare, de fapt. Toate că a fost cea mai puternică. Eu când mă duceam și în Egipt și a fost și în Olanda și peste tot și în state, mă duceam țintit să mă vindec. Când m-am dus ca să predau, de fapt, aia a fost vindecare. Oameni care aveau nevoie de mine și mi-am găsit o parte din utilitatea mea. Un rost, exact. Și oamenii au fost super ok. Chiar de fiecare dată când în Belgia, acum că predau de două ori pe an, modular, îi mulțumesc domnului care m-a invitat să predau. Și îi spun că de fiecare dată spun că ce a făcut, adică n-a făcut cine și a văzut că eram ok, am avut o prezentare chiar foarte tare despre Joker din The Dark Knight, despre stilul de negociere și le-au plăcut, no? Super, super ok, după m-am invitat să predau. Și când am ajuns prima dată, literalmente, eram ca un câine bătut. Asta este imaginea pe care am un câine bătut, fugărit, speriat, vai de capul lui. Obișnuit cu sistemul din România. Obișnuit cu, și cu tratament. Mizerii, exact, mizerii, literalmente, mizerii. Făcute niște oameni mici, de fapt. Pe care mă vedeau pe mine cu amenințare. Eu le spuneam, bă,
nu sunt ok, adică nu vreau să deranjez pe nimeni, vreau doar să-mi văd de treabă și să fie ok. Dar faptul că începeam să vorbesc, faptul că spuneam că îl predam, era o amenințare. Că, na, asta e, acum dau seama de asta. Și tot timpul dădeau în loc să mă ajute să am încredere în mine, mă forțau să n-am. Uh-huh. De ce? Pentru că atunci devineam amenințare. Și în momentul în care m-am dus și a fost un schimb fair, respectuos, în momentul în care m-am dus, am predat și am fost super bine primit, na, mă pricep la asta și îmi face plăcere și au văzut oameni și am fost plătit cum trebuie, uh-huh, a fost super ok și am ieșit în oraș și a fost, ei n-au făcut nimic extraordinar. Dar pentru mine, venind din, așa s-a nimerit, contexte mai puțin plăcute, ca să nu spun traumatizante, au schimbat tot. Și țin minte că eram în față la universitate, într-o pauză, și m-am mâncat la restaurantul universității și stăteam și ascultam muzică. Și era o melodie, Summer Sun, foarte, foarte tare. Texas. Și, nu Texas, e... Coco, melodie de chill și e foarte, okay, foarte tare. Și stăteam și a venit melodia aia într-un playlist și ăla a fost momentul când literalmente era soarele și stăteam acolo în fața universității, mâncasem, mă relaxam și atunci am simțit pentru prima oară că se duce norul la negru și literalmente intră soarele. Și a fost o bucurie absolut uluitoare să vezi că unul la mână chiar ești bun de ceva și că oamenii din jurul tău, în alte contexte, chiar nu-ți vor binele, mulți dintre ei și trebuie să recunoști asta, și am început, puțin câte puțin, să mă descoper pe mine. Pentru că asta a fost, de fapt, contextul... Deci la tine era și o lipsă de stimă de sine... De încredere tot, erau la zero, aproape. Lipsă de validare, adică nimeni nu te... Nimeni. Și n-a fost, scuze-mă, n-a fost numai de la... de atunci, a fost toată viața. Ah, okay. M-am născut într-o comunitate pe care am și studiat-o, comunitate de români. Am scris un articol despre asta. Ești machidon. Da, cu validarea exclusiv financiară. Aia mi-au plecat din țară când aveam 17 ani, tata când avea 17 ani, mama când avea 19 sau 18 și am rămas singur cu fratele meu. Munceam, mâncam, nu munceam, cură, uh-huh, de slăbire din operațiunea monstru. Și noi suntem, de fapt, exponenții unui sistem eșuat, de fapt. Noi suntem, ăștia suntem, trebuie să recunoaștem. Părinții au plecat și atunci am rămas, am fost la facultate, am fost foarte responsabil, că de puteam să luăm pe căi greșite. Și, practic, tu ai lucrat, ai trăit doar pentru supraviețuire. Creierul, da, tău a fost obișnuit să-și manifeste ceea ce spuneai tu. Corect. Primordial, rolul de a te menține în viață. Și ceea ce îmi spui, Costin, până acum, este expresia faptului că boala nu este problema. Boala este doar expresia problemei. Exact. Iar tu a trebuit să ajungi, de fapt, la expresia asta problemei, la cauza problemei, ca să vezi lumina și ca să dispară treptat acest țiuit permanent în cele două urechi. Exact. Am fost... prin multiplele mele peregrinări, am ajuns și la un institut foarte tare în Olanda, Bert Hellinger, foarte tare, pe sonderea subconștientului colectiv. Uh-huh. A fost absolut uitor, mi-a plăcut foarte mult. Am făcut și foarte multe conferințe, am facilitat. N-am mai făcut și atât acum din noi, 2019, n-am mai avut timp. Și acolo este o sursă de cunoaștere foarte puternică, m-a ajutat foarte mult. Ce ai învățat acolo? Sau cu mi-am descoperit niște abilități. A fost locul pentru mine acolo. M-am dus de acolo un coleg de modul. Mi-a zis, you should go to MIT. Eu nici habar n-avem cine era profesor la Stanford. Și mi-a spus... MIT însemnând... Massachusetts Institute of Technology, care e cam cea mai tare universitate de tehnologie din lume. Și mi-am vândut foarte multe lucruri ca să ajung acolo. Și am ajuns. Și am învățat, am dat peste un univers uluitor, absolut. Erai vindecat deja? Că pe mine mă interesează ziua în care nu ți-a mai țiuit urechea deloc. Nu a fost o zi în care nu a țiuit. Asta poate să spun orice pacient cu tinnitus. E puțin câte puțin, câte puțin, câte puțin. Și ce ziua în care, asta pot să-ți spun, ziua în care nu a mai fost frică de tinnitus, că era tinnitus când țiuia, dar între reprize când te luai cu treabă, ți-era frică că o să apară. Evident. Și ziua în care nu a mai fost frică,
a fost în Bruj, acolo în Belgia. Când am stat și am ascultat melodia, exact. Și ai văzut soarele. Exact, și atunci nu mai a fost frică. Bineînțeles că mi-a țiuit și noaptea aia și a fost interesant rău de tot, dar s-a dus frica aia, o parte din ea. Și lipsa asta a somnului vreme de ani de zile. Cât dormeai pe noapte? Sau cât reușeai să dormi? Îți dau un exemplu. Când am fugit în Constanța, când mi-a părut timp, s-am stat vreo 5 zile, n-am dormit deloc, după ce mi-a părut tinnitus, dar deloc. Și o dată era pe la 12 dimineața, ziua, pardon, la prânz, am zis, bă, nu mai pot. Am stat după așa, du-mă la gară că nu mai pot. Aici mor. Dacă mai stau în Constanța, altfel mor. Simțeam fizic că o să mor dacă mai stau în Constanța. Mergeam, de exemplu, mă plimbam singur, vorbeam singur pe străzi, mă duceam în locuri în Constanța, ale copilăriei mele, și e ciudat, dar era un sentiment că e ceva rău acolo. Nu, literalmente, eram... Deci, un semn că trebuia să schimb legi. Da, și m-am dus, am luat trenul, am plecat în București și m-am dus la un... Din tren am sunat o fosta mică care e atunci psiholog, încă din liceu, și am zis, bă, n-am mai vorbit de mulți ani, nu sunt tocmai bine, din contră, sunt super, super fucked up. Am nevoie de un sfat. Și a fost foarte ok, a venit, ne-am întâlnit chiar lângă gara, a stat de vorbă cu noi câteva minute și a fost ok. Și după aia m-am dus la un hotel lângă gară și noaptea am dormit în repriză de câte jumătate de oră. Și asta s-a continuat cam vreo o lună. Dormeam câte jumătate de oră, mă trezeam, așa. Și asta, n-a fost deloc. A fost un eveniment chiar atunci după ce m-am găsit un apartament cu chirie, în Romană, chiar vis-a-vis de restaurantul faimos din Romană, în care, ca în filme, literalmente, eram la trecerea de pietoni și deodată mașinile care mergeau pe bulevard și oamenii s-au amplificat incredibil, ca și cum cineva dă drumul tare la sonor, deodată. Și atunci am căzut pe jos, m-am tras un pic așa, m-am pus chiar lângă gar și am stat acolo vreo 2 ore. Mai trecea lumea, se uita la mine, astea nu puteam să mă ridic, literalmente. Și... Îmi imaginez după ani de zile în care dormi în reprize de jumătate de oră, mă gândesc cât de afectat creierul de lipsa asta cronică de somn. Mă gândesc cum e prima noapte când reușești să dormi 8 ore legat. Cum te trezești după? Cum e să gândești limpede la propriu? E... O să mă exprim cât mai diplomat, cu putință. Simți că vrei să faci ceva. Simți că vrei orice. Neputința vine din faptul că nu mai ai deloc energie și nu mai ai dorință și nu mai ai niciun fel de combustibil ca să faci ceva. Mai mult decât în depresia severă, nu mai vezi ziua de mâine. Și putem să exprimăm asta neurologic, cortexul prefrontal, care nu mai funcționează cum trebuie. Și acolo imaginația, nu mai poți să faci previziuni. Ăsta este, ca să-ți răspund la întrebare punctual. Că bănuiesc că tu le-ai avut pe toate astea, pe lângă dureri. Da, n-au fost depresie și anxietate. Și depresie, lipsă de somn, la ce poate să ducă? Durere, lipsă de somn, nevalidare. Rușine, multe. Rușine. Frică care dă către agresiv. Rușinea și frica sunt în amigdala neuronală, care sunt mediată de către insula neuronală. Și rușinea și frică dau agresivitate, de fapt, către sine și către ceilalți. De era și foarte agresiv. Adică dacă spuneai ceva, săream imediat. Adică te durea cap tot timpul. Aveai durere cronică tot timpul. Și aici că este rușinea și frica. Rușinea că... Na, asta e, că noi trăim într-o societate în care trebuie să fim rușinați tot timpul. Ești rușinat? Cumpără aia. Nu ești rușinat și când ești pe locul 2. Da, ești rușinat. Greșești? Mamă, ce ți-o iei. Te-am rupt. Literalmente, la școală. Asta e sistemul de educație. Rușine, Ionel. Cât ai luat? Păi vezi cât a luat Marcel? Ce faci? Cum te ești la mai cât acum? Știi că asta e o altă prejudecată, un alt mit care circulă, că eșecul dăunează grav sănătății creierului, dar de fapt eșecul este un booster foarte bun pentru creier. Și da și nu. Au oamenii care au vorbă, nu știu cum să o spun cât mai... Deci, what doesn't kill you makes you stronger. Dar nimeni nu spune continuarea.
but mentally messes you up. Altfel, acum, dar nu pot să o spun pe post. What doesn't kill you makes you stronger, but mentally messes you up. Adică nu mai e niciodată la fel. Fiecare eșec, fiecare traumă te trage în spate. Asta cu fail harder e o mizerie, de fapt. Nu e chiar așa. Fiecare eșec pe care l-ai te scoate din zona de confort. Însă, Taleb a scris o carte foarte tare, Antifragil. Și spune că, nu, că dacă eșecul e prea mare, se rupe. E ca și cum te ești la sală și vrei din prima să pui 120 la piept. Doar cât te-ai rupt. Încep puțin, câte puțin. Asta nu se spune, de fapt. Că fiecare microtraumă sau fiecare eveniment neplăcut, dacă nu este procesată cum trebuie și dacă nu înveți, dacă nu vezi utilitatea acelei traume, te dă în spate, te dă înainte. Însă, este o întreagă industrie aici, cu tot respectul cuvenit. O întreagă industrie care spune nu poți să faci nimic singur. Nu poți. Lasă, e ok. Vrei să fii așa? Cumpăr aia. O să fii minunat. O să te vadă oamenii, nu o să mai fie rușine, te validezi, boss, cel mai tare o să fii. Și până la un anumit punct e ok, înțeleg asta. Dar de la un anumit punct încolo devine tragic. Și sunt oameni care cred, și eu eram unul dintre ei, cred că îți cumperi chestii, ești fericit. Nu e așa. Uite, ți-am spus mai devreme, am 40 de tricouri negre. Și mi le-am cumpărat ca să mă recunoască copiii. Ți-ai cumpărat la bulk, da. 40 de tricouri negre. Același model. Mi-a cumpărat soția mea. Dar și de ce? Că e interesant motivul. Ca să mă recunoască, pentru că mi-am dat seama la început când lucram copiii cu autism, nu mă mai recunoșteau când schimbam tricou. Și tot timpul trebuie să fac cunoștință cu ei. Nu în sensul că nu mă recunoșteau facea, nu mai simțeau. Și atunci am zis, bă, de fiecare dată felul. Și la noi, la tine, cum am făcut totul, este aranjat astfel încât să nu fie diferențe. Și asta e mulțumesc Dumnezeu că am. Asta e și motivul pentru care eu port doar tricouri negre la podcast și, în general, mă îmbrac doar în negru sau alb. Mă îmbrac doar în negru la podcast ca să mă recunoască invitații, să nu mă confunde cu toți băieții care se îmbracă în toate culorile explodate. Bun, Costin, povestea ta, îmi place că ai spus-o și ai folosit foarte multe insight-uri din ceea ce ai învățat din anii ăștia de suferință și după aceea. Pentru că rostul tău începe, de fapt, în momentul, drumul tău și subiectul principal al întâlnirii noastre, începe exact în momentul în care tu ai scăpat de asta sau nu ți-a mai fost frică de asta. Exact. Ce ai învățat la MIT, în Massachusetts, și cum ai ajuns să deschizi acest centru de cercetare pentru augmentarea performanței lor. Așa. Mai încă ceva, o paranteză. Și ce înseamnă el, cum lucrezi cu creierul oamenilor și cum putem învăța să folosim potențialul maxim al creierului. Înainte să te spun asta, mi-am să aminte de ceva foarte important. Una din mantele care mă ghidau era o... am stat și la mănăstire, am stat ceva timp pe acolo. Era o... nu știu cum să-i spun, o mantră. Dai voință, iei putere. Era unui călugăr ortodox, cred că Papacioc, pentru Papacioc sau ceva de genul ăsta, am cer scuze. Arsenie Papacioc. Arsenie, nu, da, cred că el era. Spunea, dai voință, iei putere. Asta m-a alimentat foarte mult timp. Adică dacă ai voință, îți dă Dumnezeu putere. Pentru din interior, de fapt. Și să revenim la MIT, am ajuns acolo și a fost foarte, foarte interesant. Am ajuns iar în aeroport, când am schimbat, cred că în Frankfurt, ne-au luat pe niște pasageri, că zborul de către Boston, să ne verifice suplimentar. Și m-au luat pe mine încă 4 persoane. Și între alea 4 persoane era și una din profesoarele care, de la MIT. Și am recunoscut-o în poze, privitoarele profesoare, că am văzut cartea și am stat de vorbă în avion, în aeroport, am avut timp să discutăm și înainte. Și după aia, când am ajuns la cursuri, trebuia să fie câteva zile, da? S-au întins mai mult pentru că am mai stat după aia și chiar am fost foarte norocos. Că n-am avut bani de mai mult. Foarte, foarte scump, dar după aia am stat, chiar am impresionat cu niște chestii și am mai stat pe acolo și a fost foarte ok. Și am descoperit, de fapt, ce înseamnă știință, tehnologia. Eu n-aveam nevoie să știu asta. Cu tot respectul cuvenit, eram în evul mediu, timpuriu, pe la 1200, ceva de genul ăsta. Asta era nivelul. Și acum e pe multe locuri, așa. Și acolo am ajuns
am plătit un bilet. Știi că e un, acum mi-a venit în minte comparația asta, e Willy Wonka and the Chocolate Factory. Știi când se zice Willy Wonka, în fabrica aia minunată. Așa m-am simțit eu. Într-un univers incredibil în care oamenii aveam acces la cele mai noi tehnologii. Și îți explicau ce se întâmplă, de fapt. Și m-am dus acolo pe un executive program pentru Neuroscience Applied in Leadership, care a fost ok. Însă, nu cursul în sine a fost informațiile, ci discuțiile pe care le-am avut și pe aia că am fost pe MIT Media Lab și am văzut pe acolo și am stat de vorbă cu oameni, mi-a dat un boost incredibil. După aia, printr-un concurs de împrejurări foarte fericit, am câștigat și un grant care mi-a permis să am niște bănuți să pot să inițiez proiectul și am fost primul meu client vindecat la centru. Acolo pot să spun, da. Și m-am început să mă antrenez, am început să fac experimente pe mine. Deci acolo te-ai dus să vezi cum îți poți antrena creierul. Pentru bine, scopul tău era pentru lider, pentru... Da. Pentru că mi-a recomandat da, amicul meu de la Stanford, care era colegul din Olanda. Așa s-a nimerit. Uh-huh. Stăteam într-o seară în Olanda, când am fost la Berlin Institute, și discutam cu el și mi-a zis, și eu te MIT, și mi-a zis exact unde să mă duc, cum ăsta cred că ți-ar potrivi. M-am dus blind acolo cu ochii. Am strâns bani, am vândut ce mai aveam, mi-am cumpărat locul la curs și uite o fază tare acum. Am plecat cu demisia pe masă, că nu mă lăsau să plec la universitate, unde pe domn. La universitatea din România. Din România. Da. Și am zis, ok, dacă nu vreți, oricum pe tot, oricum mult plec. Și asta a fost. Și încă o fază interesantă. În Belgia, când am să, să predau și lor le-a plăcut de mine, nu m-am mai lăsat să plec de aici. Nu m-am mai lăsat. Dar am plecat pentru că a zis, bă, we don't care, we want Costin to teach here. Uh-huh. Și din România nu m-au lăsat. Și asta am văzut, whatever, nu mai contează asta, dar ca să înțelegi cum este mentalitatea asta a noastră de rupe-i capul, îngenunchează-l, rușinează-l, pune-l acolo. Nu trebuie să știe mai multe decât știu eu, pentru că poate să devină un pericol. Nici nu e foarte greu să știu mai multe decât știu unii oameni, cu tot respectul cuvenit. Bun, dar hai să ne întoarcem la traseul ăsta al tău. Când ți-a venit gândul să faci acest centru pentru performanță, pentru augmentarea performanțelor neuronale? Mi s-a propus să fac o cercetare. S-au dat echipamente prin grantul respectiv, alte echipamente și mentori. Și am zis, ok, avem nevoie, în schimbul acestor echipamente, asta avem nevoie să faci, să ne ajuți cu colectarea de date. Am zis, ok. Și am colectat datele. Trebuia să strâng în 6 luni, am terminat în 3 luni când m-am ambiționat, după aia am strâns bănuți predând în afară și strângând în fiecare lună puțin câte puțin și am creat un spațiu. Am să echipamentele, a fost pe strada Bertlo, chiar lângă Colegiul Național Sfântul Sava. Și acolo am stat vreo 2 ani, în condiții în care am plătit chiria fără să am niciun client. Adică plăteam în fiecare lună, dar aveam clienți, că doar făceam certare. Dar ce înseamnă echipamentele astea și ce fac ele? Și aici începem să vorbim despre scanarea creierului, exact, despre brain mapping. Electroencefalograf, de fapt, amplificator, e un echipament medical foarte, foarte, foarte puternic. Noi nu suntem clinică medicală, însă folosim și echipamente medicale, dar nu pentru diagnostic, nu suntem clinică medicală. Adică nu vine omul la tine nu dăm diagnostic. Nu îi pui diagnostic. Nu, nu suntem, nu folosim echipament medical, dar nu pentru scop medical. Și amplificatorul și soft de procesare a datelor. Ce fac? Vine omul, facem un EEG, iar apoi îl comparăm statistic, procesăm datele și comparăm cu creierul oamenilor, să spunem, 50 de oameni. Ok? Aceeași vârstă, sex, fără disfuncții. Se creează un model matematic, un creier perfect, care nu există în viața reală. Și spunem, cum ar arăta creierul perfect al unui adult de 42 de ani? Ăsta e. Cum arată creierul ăsta? Așa. Și atunci comparăm. Vedem toate diferențele. Mi-ai dat o veste bună. Nimeni nu-i perfect. Exact. Niciun creier nu-i perfect. Exact. Niciunul. Dar este perfectibil. Foarte important de menționat. Toți sunt perfectibili. O mică paranteză aici. În cărțile lui Frank Herbert, Dune, sunt mare fan, acolo am descoperit un concept foarte interesant, mentat, de fapt. Ce se întâmplă? În cărți, în universul locuit de oameni, oameni dezvoltaseră roboți, inteligență artificială, roboți luaseră pe câmpii și au început să se lupte cu oamenii. Bineînțeles că oamenii au câștigat. Și s-a jihadul butlerian. Era un butler, conducătorul oștilor omeni umane,
Și după ce au câștigat, au spus, au dat un edict în universul locuit de oameni, niciodată nu se vor mai dezvolta roboți. Și atunci au început să antreneze creierul uman, așa numiți mentați. Cartea a fost că sunt 60 cărți. Și acolo mi-a picat mie fisa, de fapt. Că ăsta este secretul. Și am discutat cu Max Tegmar, care a scris Life 3.0, câteva minute absolut genial, mi-a dat un autograf pe carte. Are o carte absolut genială despre inteligența artificială, profesor de fizică la MIT. Și secretul nu e în inteligența artificială. Secretul este în augmentarea performanțelor creierului uman, care este optimizat doar în proporție de 10%. În momentul în care încep, și asta putem să dovedim, că se poate augmenta, să facă lucruri absolut remarcabile, să crească intuiția, puterea de procesare, absolut uluitor. Deci, morala e că din anii 60 se știa că secretul stă în creierul uman, nu stă în inteligența artificială, de fapt. Mai e ceva un lucru pe care trebuie să-l spun. Eu nu cred în virtual reality. De ce? Creierul, în momentul în care este păcălit și își dă seama, se răzbună big time. Pe termen lung. Și aici intrăm într-o discuție despre, mă rog, tehnologia viitorului, despre faptul că ni se promite un viitor în metavers, în care creierul uman ar trebui să confrunte, așa cum spui tu, o realitate virtuală. O meta-realitate. Tu spui că acest creier pe care noi îl avem milioane de ani nu este pregătit să facă față acestui metavers. Este pregătit să se răzbune. De ce spun asta? În momentul în care își dă seama că l-ai păcălit, foarte mulți oameni cred că minăția asta de organ absolut incredibil, uluitor de complex, este doar acolo o chestie care stă între urechi și mai face nici. Poți să mănânci, poți să te distrezi, mai bei, nu știu ce. Să-l păcălești. Nu funcționează așa. Chiar nu funcționează așa. Îți dau un exemplu. Era un clip la un moment dat, știu, pe o platformă, cu o doamnă mai în vârstă, care i s-a pus în... Bine, e o parodie, dar i s-a pus în o cască de VR și trebuia și un pistol, adevărat, și începuse să tragă în VR. Și a scos casca, era atât de speriat încât a început să îi împuște pe ea din casă. E o parodie, dar nu e o parodie. Adică, e expresia faptului că creierul nostru... grămada asta de grăsime de 2-3 kg se răzbune. Exact. Și, nu știu... Cum răzbunarea a fost și boala ta, cum răzbunare sunt multe... Apropo, câte boli pleacă din creier? Câte poți să numeri? Trupul urmează creierul, nu invers. Ok? Când te duci, de exemplu, la masaj sau... ale se numesc eliberări somato-emoționale, de fapt. Astea sunt. Când ești la masaj și începi, de ce... Lăsăm Vadel Kolk, are o carte foarte tare, The Body Keeps the Score, absolut genială. Cartea cu trauma care se înmagazinează în organe, în toate organele. Sau și cartea lui Gabor Mate, da, Gabor corpul Mate, spune da. Nu. Exact, și Scattered Mind și toate. Trauma este informație, de fapt. Acum știința demonstrează că 7 generații se transmite trauma transgenerațională. Dacă stră bunicul tău sau stră mătușa ta a avut și siguranță au avut evenimente mai puțin plăcute, deloc, traume, informația respectivă circulă prin intermediul genelor. Circulă. Și sunt heat-seeking missiles, cum spun americanii. Sunt niște gene care se activează în alte contexte. Epigenetica studiază asta. De aia ai doi frați, unul are, să spunem, foarte multe relații cu fete, cu băieți și nu are niciun fel de problemă. Se părăsește, părăsește și fratele lui l-a părăsit soția sau logonul sau ce, gata. Depresie totală. Acolo este și nurture versus nature. Este și felul în care ne naștem, dar și felul în care suntem crescuți. Ok? Și astea sunt niște gene care se activează, buf, ca niște bombe. Okay? Și revenind la discuție, creierul, pe creier îl păcălești forate de ori, de trei ori. După aia nu mai poți face asta și poți să dau nenumărate exemple din practica mea, adică nu din ce am citit. Lăsăm la parte ce am citit. 3D, spre exemplu. S-au băgat foarte mulți bani în tehnologia 3D, la cinema. Câte filme 3D ai mai văzut în o perioadă? Aici e și o problemă care ține de rata de adopție a oamenilor. Telefoanele astea, denumite smartphone acum,
au ajuns principala noastră unealtă de supraviețuire pentru că a existat o rată de adopție, pentru că s-a creat o masă critică și apoi le-a adoptat toată lumea. Sunt foarte multe tehnologii dezvoltate care n-au reușit să atingă o masă critică. Deocamdată nu se știe nici dacă metaversul este viitorul. Dacă oamenii vor adopta, va exista o rată de adopție suficientă cât să creeze masa asta critică. La fel și cu filmele, și cu filmele 3D. Dar problema e că la device-urile astea nu te doare capul și nu-ți vine să vomiți după ce stai 15, 20, 30, o oră. Poți să stai o oră pe habana, pe ce vrei tu. Asta nu înseamnă că n-au reacții adverse. Cu siguranță, dar nu sunt atât de brutale și agresive încât early adopter să spună nu, nu, mulțumim frumos. Da, pe de altă parte, mai știu cine zicea că memoria e cam așa. O folosești, o ai. Nu o folosești, o pierzi. Și mă gândesc cât de mult s-au schimbat obiceiurile noastre. Părinții noștri țineau minte, nu o carte de telefon, dar țineau minte 20-30 de numere de telefon. Noi acum putem să zicem lui Siri să îl sune pe Costin. Uite, taximetriștii din Londra, șoferii de Black Cab, ca să iei examenul de taximetrist, trebuia să știi peste 30.000 de străzi din Londra. Acum există Waze. Doar ne punem adresa și ajungem la destinație. Noi nu ne mai folosim memoria la fel de mult cum și-o foloseau strămoșii noștri. Mi-a ridicat mingea la fileu. Noștri, generațiile dinainte. Mi-a ridicat mingea la fileu și n-am cum să nu-ți spun asta. E o carte foarte interesantă care se numește Homo Deus, al lui Yuval Noah Harari. Uh-huh. Și acolo Harari întreabă... E fix acolo, raft, așa. Ah, da, nu aia 21 de întrebări. Nu, e 21 de întrebări, e ultima. Și foarte tare carte, absolut. Și țepi în toate. Și acolo adresează o întrebare. De ce oamenii conduc planeta Pământ? Foarte mult. Asta e întrebarea pe care o adresez studenților mei. Și în România când predam și acum în Belgia. Tot felul de răspunsuri. Bacă suntem nu știu cum, bacă suntem nu știu cum. Și spune, pentru că noi folosim imaginația. Credem în prieteni imaginari. Cortexul prefrontal. Ok? De ce am spus asta? E o teorie care spune că nu există de fapt memorie. Este un proces imaginativ. Ne imaginăm și nu ne ducem aminte, nu ne aducem aminte ce s-a întâmplat, ci ne aducem aminte ultima dată când ne-am adus, când ne-am imaginat. Uh-huh. Pe exemplu, ți-aduce aminte de balul de absolvire. Nu ți-aduce aminte ce s-a întâmplat, îți aduce aminte ultima dată când ți-ai imaginat ce s-a întâmplat. De exemplu, în Statele Unite sunt tribunale care nu mai acceptă depoziții pe bază de amintiri. Pentru că pot fi, s-a demonstrat că pot fi foarte ușor manipulabile. Pentru că realitatea este, de fapt, percepție. Exact. Și este imaginație. În același eveniment la care suntem martori amândoi, poate să aibă două mărturii diferite. Pentru că exact. Fiecare avem filtrele noastre. Exact. Și ne imaginăm, de fapt. Uh-huh. E și un... deci nu ne amintim, ne imaginăm. Ne imaginăm. E o teorie. Sunt de acord cu ea. Poate greșesc, poate nu. Dar e un serial foarte interesant pe o platformă de streaming în care ia un interviu campioanei mondiale la memorat litere sau cuvinte. Cred că știu. Și acolo spune, asta vine în sprijinul teoriei în care cred, că s-a dovedit că din punctul meu de vedere este fezabilă, ea explică cum câștigă concursurile alea. Creează narrative, povești, își imaginează. Și îi se dau o secvență de, 350 de operații, de cuvinte. Și ea le folosește în povești. După aia creează o poveste, un narativ, un proces imaginativ și îți spune cuvintele. De fapt, ea nu îți spune cuvinte, ci îți spune povestea creată prin intermediul acelor cuvinte. E ca și noi în școală. Bine, se spune că există diferite tipuri de memorie, dar tu nu ești de acord cu... Nu am spus, sunt de acord. Eu, de exemplu, memoram, era foarte greu să memorez poezii, dar memoram poeziile asociind întotdeauna cuvintele sau strofele sau rimele cu niște imagini. Exact. Făcându-mi propria poveste. Da, mai sunt teorii care spun că asociem cu imaginație pentru că sunt zone apropiate.
ok. Ideea că nu prea contează ce se întâmplă, nu contează cum folosim noi această informație. Revenind la exemplu cu bunicii care țineau minte. Bunicul meu, să-l ierte, nu știa cartea, la 90 ani, nu știa să scrie și să citească, dar dacă îl întrebai, era oier, dacă întrebai câți litri de lapte ți-a adus Ion acum 2 ani, știa. Ține aminte, pentru că asocia, făcea asocieri, imaginativ. Și până la urmă, nu despre asta e vorba, că noi trebuie să ne antrenăm procesele astea? Dacă îmi permis să spun ceva, le spun tuturor și clienților și studenților toți, nu trebuie nimic în viață, e recomandat. E o diferență. Că dacă îi spui trebuie, imperativ, ok, dacă îi spui e recomandat, poate să vadă both side, amândouă părțile. Și ce se întâmplă dacă nu și ce se întâmplă dacă da? În momentul în care spui, e recomandat să te antrenezi, da. De ce? Pentru că în mintea ta, imediat faci niște conexiuni. Deci dacă nu mă antrenez, mă iau. Ok, perfect. Dacă spui, trebuie, hai mă, dar nu trebuie, adică pe bune îmi spui tu mie ce să fac, pleacă-mă de aici. Tu știi câte am făcut eu și ce am făcut? Știi că cuvântul vine de la Dumnezeu, de fapt. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul sunt cuvintele, sunt mesagerii Domnului. Felul în care noi vorbim, articulăm, reprezintă, de fapt, cine suntem. Ok, lăsăm aparte paraverbalul și non-verbalul. În momentul în care vorbim, de aia este foarte important cum vorbim, cum ne manifestăm. Pentru că, și asta este adevărat, cuvintele pot lovi mai abitir, mai bine decât cuțitele. Absolut. Și eu asta din experiență, știu că ți-am zis că am lucrat cu foarte mulți clienți și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, felul în care vorbești. Foarte mulți oameni pleacă de la noi optimiști, optimiști și realiști. Pentru că este foarte important cum transmiți mesajul. În momentul care... Este două concepte. Cunoaștere implicită și cunoaștere explicită. Cunoașterea implicită este a mea. Okay? O simt, o internalizez, e suma experiențelor mele. Ca spun ca terapeut sau ca și profesor, ca profesor, când mi s-a întâmplat să nu fost eșic. Încerc să-ți transmit ție cunoașterea mea implicită. Și cum face creierul meu asta? Păi, codează informația prin intermediul corizilor vocale. Ok? Lăsăm o parte paraverbal și non-verbal. Doar verbal. Tu captezi informația, între noi este cunoaștere explicită. Tu captezi informația și creierul tău încearcă să o transforme în cunoaștere implicită, să o lege de ceva eveniment, să facă sens. Auzi cu urechile, lobby temporal și de acolo începe să urce. Hipotalamus și alte zone care încearcă să facă sens din informație. În funcție de cum ți s-a transmis și eu pe o platformă de streaming, eu un clip foarte tare cu un profesor Uri Hassan care a făcut un experiment în care într-un tub de fMRI, de RMN funcțional, a băgat un participant la cercetare, că nu mai avem voie să spunem subiect, a băgat un participant la cercetare în tub cu niște căști și asculta o poveste povestită de către scriitor, de cel care a scris cartea, povestea respectivă. Și au putut să demonstreze că undele cerebrale ale celui care asculta încep să semene cu undele cerebrale ale celui care povestea în căști. Fascinant. Este brainwave entrainment. Și noi folosim asta, acest concept îl folosim în terapie, când antrenăm și mamă și copil în același timp, adică ne... Asta e un fel de ce am spune noi, există chimie între noi, da? Când se creează acea energie, astfel încât ești pe aceeași vibrație. Corect. Dacă poți să continui pe ideea asta, că la filmele ești la filmeu foarte, foarte... Aia este, de fapt, intuiția. Intuiția este cea mai complexă, sofisticată și elegantă formă de colectare, procesare și utilizare a informațiilor în context. Ce înseamnă asta? Fiecare, să spunem, șef de stat și de guvern are o armată de oameni care îi trimit rapoarte informative din diverse structuri specializate. Creierul nostru asta face pentru noi. E structura specializată care colectează datele, le procesează, le analizează și ne trimite nouă rezoluțiile. Și cum le trimite? Printr-o formă incredibil de eficientă și simplă. Emoțiile. Cum spun americanii, the gut feeling. Știi că avem neuroni și în burtă. Bă, îmi place de Mihai, e super. Okay, frate, vreau să lucrez cu el. Nu mai... E ok.
poți să-mi spui ce, e ok, o simt eu. Aia e, de fapt, intuiția. Sau cum zicem noi, am simțit în stomac. Exact, da. Stomac și... Sau gut feeling, da. Exact, la american. Și asta este varianta optimistă în momentul în care tu ești attuned, ești în acord cu tine. Ești ok cu tine, te simți bine, ești ok cu tine, ești bine. Atunci, emoțiile vin și tu faci sens cu subconștientul tău. Pe de altă parte, asta e varianta 1%. 99%, ca să fiu foarte optimist, nu se întâmplă asta. De ce? Că întotdeauna suntem ok cu noi. Și există un fenomen, se zice lost in translation. Pierdere în traducere. Adică noi nu putem să ne folosim de cele mai multe ori intuiția pentru că nu suntem aliniați cu noi. Exact. Aha. Și face sens. E logic. Subconștient, trimite aceste informații. Sunt foarte metaforic aici. Trimite informațiile. Noi le captăm prin intuiția respectivă, prin emoții facem sens și procesul acesta este foarte, foarte rapid. Aceste scurtături mentale. Ok? Dar în partea cealaltă, când nu suntem foarte ok cu noi și există fenomenul ăsta, pierdere în traducere, se enervează. Ce faci, măi? Eu stream toate informațiile astea, tu nu le folosești, ce se întâmplă? E ok. Și atunci intervine frustrarea asta foarte puternic. Foarte puternic. Iar noi trebuie să ne descărcăm. Și găsim, întotdeauna găsim pe ce să ne enervăm. Chiar dacă nu există. Ba pe soție, ba pe copil, ba pe animal, ba pe de companie, ba pe... Găsim. De asta... Uite, când eu merg foarte mult pe jos, foarte mult pe jos și mă uit în jur să văd ce se întâmplă. Uite câte claxoane, câți oameni urlă, înjură în trafic, te uiți la ei, sunt foarte, foarte porniți să găsească un motiv. E multă frică și multă rușine acolo. Exact. Și vine agresivitate. Și caută... Deci în spatele, că de la tine am învățat asta mai devreme, în spatele agresivității e de fapt... Rușine și frică. Este un fenomen studiat, explicat. În amigdala neuronale, care are puterea de a suprascrie orice fel de pregătire anterioară. Și am studiat destul de mult aceste concepte și în cadrul teoretic și practic la noi. Și poți să explici comportamente. Câteodată vine așa foarte, foarte ciudă că sunt situații în care probleme minore sunt exacerbate din țânțar face armăsar și probleme care puteau fi rezolvate sau habar n-am, cu, hai spune, la psihoterapie, cu o lună, două, trei de psihoterapie, explodează. Și într-o chestie minoră, gestiune defectuoasă, management defectuos al traumei respective sau microtraume. Câteva luni de terapie se rezolvă. Nu am psihoterapeut, te duci și discuți și e ok. Și se duc. Și încep un proces de vindecare. Însă, aici este nevoie să ai un pic de cultură generală. Un pic. Ok? Ca să înțelegi că ceea ce se întâmplă este într-un context, contextul într-un context și mai mare și tot așa. Și că există anumite soluții. Însă, este nevoie să ai cultură generală de ce? Ca să ai critical thinking, gândire critică. Să-ți dai seama ce este bullshit, să-ți dai seama ce nu este bullshit. În epoca asta... Să nu lași niște algoritmi să gândească pentru tine. Exact. În epoca asta în care ne aflăm mai informații extraordinar de rapide, e un fluviu de informații, care torent, care vine peste tine. Și e o paradigmă în educație. În educație se folosește paradigma asta acum cu metamorfoza, trecerea de la burete la sită. Adică de un creierul ăla care e îmbibat cu tot felul de cunoștințe în școală. Sistemul de învățământ românesc, de exemplu, care e sub formă de... Dă-i lui Ionel, exact. Cât mai mult, bagă 60 de kilograme, exagerez, în rucsac, să moară acolo, să învețe, să până nu mai știe de el. Cu toate că sunt informații foarte importante, care nu vin. Nu vin. Și asta se face acum în Occident și în România a început, dacă chiar așa de negru, au început să fie mesaje și acțiuni care să facă trecerea asta de la burete la sită. Adică să filtrezi, să-ți dai seama ce să citești, de pe ce site, cum, cu mintea ta, nu să-ți spună abana munu pe nu știu ce fabrică de troli să-ți scrie așa. E un... Cam greu asta într-o țară în care 40% dintre elevi sunt
analfabeți funcțional. Again, apropo de lipsa gândirii critice. Eu sunt optimist realist, că dacă nu eram, nu mai ieșeam din casă. Serios. Adică există o soluție pentru toate. Ideea e să ne dorim chestia asta. Cu toate că nu sunt foarte mulți care își doresc oameni deștepți. Sau, nu, deștepți nu sunt deștepți. Deșteptați, pardon. Awake. Da, e o diferență și, uite, ăsta este un podcast în care exact asta îmi doresc. Dacă n-aș fi și eu... Eu sunt idealist și cred în asta. Asta e și scopul, misiunea acestui podcast. Hai să vorbim, Costin, exact despre ce înseamnă să ne antrenăm creierul și să descoperim potențialul lui, adevăratului potențial, al fiecărui. Tuturor clienților mele spun, mai bun decât un răspuns este o întrebare bună. Cu asta începem. Poți să ai cei mai tari consultanți, cel mai tare echipament. Dacă nu ai întrebarea bună, vei avea cel mai bun răspuns la cea mai proastă întrebare. Care, de fapt, e un răspuns prost. Și noi începem adresând întrebările. Cine e și de ce? Și cum facem asta? Cu un brain map. Vedem exact, comparăm undele cerebrale și vedem exact care sunt diferențele. Deci nu e nimic invaziv? Nu. Senzori. Punem cu gel, punem senzori și vedem ce se întâmplă. Captăm microcurenții, amplificăm, apoi procesăm statistic și avem niște date. Datele nu înseamnă nimic per se. Procesarea lor de către... Adică datele alea nu sunt un diagnostic. Nu. Datele îți arată o imagine, de fapt. Secretul e să pui datele alea în context. Deci vine experiența și faptul că de 5 ani de zile tot învăț și discut și în fiecare vineri discut cu colegii din state, unde își luăm fiecare brain up și le analizăm ca să învăț. Câte scanuri de creier ai în momentul ăsta în bază de date? Peste 1500. Și e mult. Adică suntem cam unul cei mai puternici centri din Europa acum. Și facem și noi translația de la burete, cam tot acumulat, la sită. Adică să, din informații, generăm cunoaștere, care este cea mai importantă resursă. Și acum ăsta este un experiment. Imediat revin să-ți spun cum funcționează mai departe. Antrenamentul, cred. Antrenamentul. Noi facem mutarea asta acum, eu și echipa mea, din experimentul Neuro Performance Enhancement Center, care a fost un experiment, către zona de startup autentic. Ne schimbăm absolut tot și în curând o să lucrăm cu ei pe foarte mult de branding și începem să spunem că o să ieșim în Europa și pe aia în Statele Unite. Patentăm foarte mult, inovăm foarte mult, avem echipă de avocați foarte bună cu care patentăm pentru că am învățat foarte mult și funcționează. Încă nu știm tot ce se întâmplă, să știm că funcționează multe dintre, știm ce nu funcționează. Facem brain map-ul și acolo stau cu clienta și îi explic ce se întâmplă de fapt. Cine este persoana respectivă? Cum funcționează creierul ei? La nivel de conectivitate, cum comunică rețelele neuronale și la nivel de amplitudine. Zonele Brodmann, cum sunt activate. Mai sunt încă vreo 15 indicatori în spate, așa și cei mai importanți. Acum, așteaptă-te la cele mai tâmpite întrebări. Pentru că e un subiect despre care am mai citit, dar e un subiect pe care nu știu aproape nimic. Ce se vede pe harta aia creierului? Se văd afecțiunile grave? Se vede depresie? Se văd bolile? Traumele? Se vede cum s-a adaptat creierul astfel încât să poată să gestioneze evenimentele respective. Poți vezi cum dormi? Cât de mult stai în deep sleep. În deep sleep se întâmplă somnul profund. Cu asta începem, 1-4 Hz, delta. Acolo vedem exact dacă minăția asta de creier execută un ciclu complet de curățare a anumitelor deșeurilor, elementele care nu mai sunt importante, okay? Care trebuie eliminate. Și... Adică cele mai importante procese de curățare a creierului se întâmplă în somn. Somnul profund. Somnul profund, de fapt, este o stare comatoasă. Diferența între un pacient care e în stare de comă și unul care doarme în deep sleep e la care doarme în deep sleep se trezește. Este la fel. Și deep sleep e somnul la profund, când urle pe lângă tine și nu se întâmplă nimic, nu te trezești. Creierul are nevoie de asta, minim 45 de minute pe noapte. De-aia am diferență care mi-arată cât dorm. Este foarte important somnul profund. Îți dau un exemplu, când te trezești dimineața și ești super, super energic, vrei să te duci să faci, să mamă, înseamnă că ai stat în deep sleep. În momentul în care n-ai stat în deep sleep, când amâni alarmă. Exact. Ce se întâmplă? În mod repetat.
dacă n-ai stat, dacă n-ai făcut un ciclu complet de curățare cu glande de rigoare, again, foarte grosier explicat, dar creierul ce face? Este o disfuncție foarte, foarte, foarte importantă și atunci aduce energie din alte zone ale creierului ca să poată să gestioneze disfuncția asta, văduvind zonele respective de energia necesară pentru a putea funcționa optim. De-aia nu mai ai energie pentru restul zilei. De-aia se spune că ai minte încețoșată, de-aia exact. N-ai energie în timpul zilei. Practic nu mai ai energie ca să funcționeze zonele respective. Deci cum pe un brain map vedem exact cum comunică. Da, cum vedem doarme asta. Omul. Da, cum doarme omul. Întâi și întâi. Da, vedem și dialogul interior, cum vorbește cu el, de fapt. Pe asta poți să-ți dai seama. Astea sunt în urma experienței vin. Îți dai seama exact. Bănuiesc că nu de la prima scanare a creierului ți-ai dat seama, opa, ăsta nu doarme bine. Ba da, din prima. Da, asta da, putem să spunem. Funcțiile cum sunt, uite, o să vin la noi și ți-arăt exact cum sunt. Sunt și clipuri pe YouTube care vedem. Sunt niște linii, albastre sau roșii. Când e albastru, e hipo mai puțin, când e roșie, prea mult. Ideea e să fie între. E diagrama lui Gauss. Prea mult și prea puțin. Trebuie să fie între. Și noi avem datele astea, care de fapt nu înseamnă nimic dacă nu sunt puse în context de către un terapeut. Vedem datele acestea, le procesăm, le punem în context, vedem exact ce se întâmplă și apoi începe dansul. Adică, împreună cu colegii din state, dezvoltăm un protocol de antrenament personalizat pe baza informațiilor colectate. Brain Mapul are funcția de colectare a informațiilor pentru dezvoltarea protocolului de antrenament neuronal personalizat. Nu e diagnostic, nu e nimic. Pur și simplu colectăm datele. Pe noi nu ne interesează disfuncția. Nu, nu ne interesează diagnosticul. Că poate să-i spună o etichetă în orice fel. Pe noi înțează disfuncția, ce anume se întâmplă acolo. Și aia începem să o eliminăm. Învățăm creierul cum să o elimine. Ok? Cum facem asta? Păi, cât de accurate sunt datele astea pe care le arată o scanare a creierului? Noi avem acces la 4 baze de date internaționale, adică datele de la mai multe centre. Exact. De la mai multe baze de date internaționale și softul asta face, compară. Și le arăt, clienților stăm și discutăm și le arăt exact care sunt disfuncțiile. Foarte important, nu toate diferențele sunt disfuncții. De exemplu, am avut preoți, călugări, pe care le-am pus casca. Și ei aveau, de exemplu, erau foarte hiperactivați pe teta. Teta este zona de relaxare pasivă, când se roagă, când meditează. Acolo era o diferență, nu era o disfuncție, de fapt. De altfel, nu mai știu, mi se pare că în cartea lui Jay Shetty, Gândește ca un călugăr, se povestește despre, în ghilimele, cel mai fericit om din lume a fost un călugăr, căruia i s-a făcut un astfel de brain scan și era creierul, cum ai spus tu mai devreme, cel mai relaxat. Depinde în ce context. Era cel mai relaxat, cel mai e o carte a lui Sam Harris, Awaken, care spune acolo ce înseamnă, de fapt, un creier optim. Și călugărul respectiv stătea în meditație, era foarte încăpat, înțelegea să-și controleze gândurile, de fapt. Exact. Asta e secretul, de fapt. Noi nu suntem gândurile noastre. Basically. Am primit și o seama de asta, începând să meditez și mi-am dat seama că gândurile care au în cap meu nu sunt ale. De exemplu, în alfa, în 8-12 Hz, care este zona de relaxare activă, când stăm și, de exemplu, când stai și mă asculți pe mine, acum, creierul tău colectează, procesează și utilizează informație. Dacă e albastru hipoactiv, nu prea ok, că intră pe ureche, se pe cealaltă. Nu faci sens. Dacă e hiper, e prea roșu, ai vreo 4 adulți care urlă în capul tău. Puglime de rigoare. E o petrecere. Nu poți fi prezent. Ok? Dacă ești hiperactivat pe teta, înseamnă că nu ești prezent și mai rupe așa, mai pleci, te trezești că bă, stai unde sunt eu. Hai să revin în discuție. E interesant de notat și asta, că e un episod în care, cu siguranță, după care o să se ia multe notițe și chiar și în timpul lui, gândurile noastre nu suntem noi, sunt doar vizitatorii noștri. Exact. Bun. Hai să ne întoarcem la antrenament. La antrenamentul. Deci am creat protocolul de antrenament. În fiecare vineri stau cu colegii mei din state și bazăm antrenamentul pe 3 mari piloni. 1. Narativul descris de ei, ce cred ei că se întâmplă. 2. Ce cred eu că se întâmplă. Și 3. Ce se întâmplă. În cifre. Ok? Cifrele ne spun o poveste. Exact. Și cifrele ne spun ce s-a întâmplat și noi vedem cum s-a întâmplat în viața reală. Hai să ne întoarcem la antrenament. La antrenamentul. Și asta e foarte important. Acum,
Îmi place atmosfera și de asta tot mă povește. Da, 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 e frecvența aia. Exact, și chiar... Tu ai zis-o, am uitat-o. Care? Păi nu știu, ai zis de o frecvență... Alfa, în care alpha. Noi comunicăm așa. Foarte mult. După aia luăm și pe beta, am mai suntem mai mult în beta decât în alfa, că nu stăm și ascultăm. Ah, ok. Comunicăm foarte mult. Sunt ca viteză de la mașină. Uh-huh. Ok? După aia, aici vine partea foarte interesantă, că degeaba vezi ce se întâmplă dacă nu știi cum să influențezi sau să ajuți creierul să se uh-huh. optimizeze singur. Ci, conceptul de bază pe care se fundamentează antrenamentul neuronal este neuroplasticitate, care se bazează pe trei mari elemente. Neurogenesis, crearea de unui neuron care se poate face la orice vârstă, și avem exemple multiple, unele documentate foarte bine, da, că... și cu aia din Cabies, din Londra, la fel. Și au crescut o anumită zonă din creier, uite, cum se poate face. Au făcut-o. Deci, neurogenesis, crearea de unui neuron, orice vârstă, mielinizarea TC, adică neuroni mai rapizi, și crearea de noi rețele neuronale. Asta. Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analice, a spus în felul următor. Sunt trei mari modalități prin care noi comunicăm cu subconștientul. Imaginație, simbolistică și vis. Noi folosim la centru imaginația și simbolistica, iar tu acasă visul. Aha. Okay? Pentru antrenamentul ăsta exact. Neuronal. Ăsta este vârful icebergului. Ce se întâmplă încolo? Mai avem și... Soția mea este un arhitect foarte, foarte bun și a realizat tot conceptul ăsta și totul unitar și absolut uluitor. Și când vine clientul, noi îi învățăm creierul, prin imaginație simbolistică, folosind un joc special, cum să creeze noi rețele neuronale folosind cei trei piloni de mai devreme. Noi neuroni mai rapizi care creează noi rețele neuronale. Exemplul pe care îl dau și cum se întâmplă practica asta. E un joc pe calculator, tu stai cu casca pe cap și trebuie să controlezi o mașină de curse cu puterea minții. Cum se întâmplă fără asta? Fără joystick? Fără nimic. Pur și simplu te gândești. Uh-huh. Nu te gândești fă stânga, fă dreaptă, că ai doar somată senzorii motor cortex. Noi antrenăm tot creierul, doar o într-o zonă. Și, de fapt, în momentele respective, tu începi să comunici pe limba creierului tău. Mi-a zis o doamnă foarte, foarte tare, cum vreo 2 ani, mi-a zis, bă, dă-mă, Șarule, m-am prins ce faci tu aici. Vena câtea știință a fost foarte ok. Că tu aranjezi neuronii cu sufletul. Și am zis, da, dacă îmi permite o să folosesc expresia asta. Asta facem noi, pentru că este o legătură foarte puternică. Am avut un client zilele trecute foarte dogmatic. Foarte, foarte dogmatic. Și mi-a pus cele mai interesante întrebări. Uh-huh. Am stat, cred că vreo 2 ore cu dânsul de vorbă, de fiecare dată când venea, stăteam cu zervă și îmi punea niște întrebări extraordinar de aplicate. Și la copii e foarte simplu să se antreneze. Indiferent cât de puternic sunt în spectrul autist sau ADHD sau alte probleme sau traume sau abuze, sau... le pui joc și se joacă. La adulți e mai greu. Adulții se aduce în modul ăsta de joacă. Exact, joar. Ludic, spiritul ludic. Pentru că adulții au foarte multe filtre deja instalate. Sunt condiționați, basically. Sunt condiționați. Și secretul este, the trick is, să înveți să nu mai fie atât de condiționați. Să înveți să se joace, de fapt. Creierul este minunat, se dezvoltă foarte frumos când se joacă. Și atunci, noi asta încercăm să facem. Și reușim, de cele mai multe ori. Unde nu putem să ajutăm, știu că m-ai întrebat și trebuie să spun asta, că mai sunt clienți care nu putem să lucrăm, nu putem să lucrăm toată lumea, unde dinamica în familie nu ne ajută. De ce? La majoritatea copiilor, după ce se antrenează câteva ședințe, 3-4 ședințe, încep să înțeleagă mai bine ce se întâmplă. Sunt mai prezenți. Noi antrenăm capacitatea creierului de a putea percepe contextele, de a vedea ce se întâmplă. Contextul awareness, mai zice, conștientizarea contextului. De cele mai multe ori asta folosim. Și, la început, și depinde cum, ați ajuns când am cu ședința trenută, cum facem asta. Și copiii, literalmente, încep să fie mai prezenți, încep să vadă ce se întâmplă în jurul lor, dar poate să fie o problemă. Că dacă acasă tatăl o bate pe mama sau mama o bate pe tatăl, asta o face și copilul. Copilul face ce vede. După ce l-antrenăm, devine mult mai permeabil creierul lui. Mult mai. Și la adulți și la copii. Și copiii imit. Metism. Imită foarte, foarte bine. După ce antrenăm, înțeleg mult mai multe chestii care treceau pe lângă ei și bune și rele. Le văd, imită și atunci este o responsabilitate mai mare pe părinți să aibă grijă ce fac, cum își educă copiii. Și le spun întotdeauna, secretul recuperării copiilor stă în părinți. Uh-huh. Și ieri glumeam cu niște clienți un... Bun, aici vorbim despre
nu știu câte lume știe, că la tine, la centru, vin foarte mulți copii cu etichetați, spui, ca să nu zic diagnosticați, cu autism, sindromul Down. Sindromul Down este spectrul cu autism. Aici la ADHD e un pic mai complicat, pentru că sub umbrela asta de spectru de autism se aruncă foarte multe diagnostice. Flutură din mâini, autism. Nu face eye contact, autism. Sunt, cu siguranță, teste care dovedesc însă autism. Este o umbrelă imensă. Imensă. Până acum au început să vină ce în ce mai mult și adulți, foarte mult cu depresie, anxietate. Și chiar ieri râdeam cu o familie că a venit întâi tânărul de 23 de ani. I-a plăcut super mult și a adus și părinții. Și le-am spus că secretul recuperării părinților stă în copii. I-au adus. Dar e interesant ceea ce spui, că sunt cazuri de copii cu autism care au făcut progrese foarte mari. Da. De altfel, în autism e vorba despre muncă zilnică, susținută, orice întrerupere a terapiei înseamnă retrogradare. Perderea achiziției. Noi dăm un boost. De fapt, ce facem noi este ca și cum, scuzați-mi expresia, turnăm aditiv în benzină. Crește cifra octanică, motorul e mai putent, dar părinții ghidează sau terapeuții. Uh-huh. Noi suntem un boost pentru celelalte terapii, un catalizator. Okay. Recuperăm foarte mult timp. Foarte mult timp. Și astfel încât terapeuții și părinții să poată lucra mult mai rapid copiii. Okay? Pentru că ei devin mult mai, creierul devine mai permeabil, învață mult mai multe, vede mult mai multe și se controlează mult mai bine și atunci evoluția terapiilor este foarte rapidă. Da, tu îmi spuneai că pentru a se face un copil bine, esențial nu este, întâi este să se facă părintele bine. Da. Vreau să vorbim puțin despre asta. Vin foarte mulți părinți la noi care spun, mamele de obicei, o să fiu bine când o să fie Matei bine. Și atunci spun, din păcate nu funcționează așa. De cele mai multe ori, este o relație telepatică aproape între copil și mamă. Poți să pui câte terapii vrei tu în copil. Că avem copii care vin 8 ore pe zi terapie. Și la un moment dat spune, bă, nu e corporatist. Lăsați-l să se și relaxeze un pic. Avem copii care vin 6 zile pe săptămână terapie, câte 8 ore. Și spune, când nu mai are timp să fie copil. Și ne spunem felul următor, le dăm și niște device-uri părinților pentru acasă, astfel încât să lucrăm cu toți. Pentru că în momentul în care copilul începe să evolueze, dacă mama nu este ok și începe să evolueze înainte să vadă ceilalți, începe să simte el mai ok înainte să vadă mama sau tatăl. Orice suferință pe care o are mama, copilul o simte mai bine și dă înapoi. Și atunci lucrăm cu ei și spunem, e foarte important de menționat aici, m-am să aminte. O întrebare pe care o adresez părinților, de cele mai multe ori nu iau exact cum o adresez, dar de câteva ori o iau și în nume de rău. Vreți să faceți copilul bine? Normal, ce întrebare asta? Nu, vreți, vi-l imaginați sănătos? Și o întrebare foarte grea și regla, însă vreau să văd ce se întâmplă de fapt. Și le spun, de ce mă întrebați? Păi uitați, la teatru, cum îți dai seama care este regele când toți sunt îmbrăcați la fel, în tricou negru? Cum îți dai seama? Răspunsul este, după cum se comportă ceilalți față de rege. Dacă tu te comporți față de copilul tău ca un copil cu probleme majore și nu știu niciodată, asta va prelua și asta va fi. Și asta e valabil în orice familie, nu trebuie neapărat exact. Copilul să aibă o traumă sau o boală diagnosticată. Exact. Și aici o să fac o paranteză cu o întrebare. Crezi că performanțele oricărui copil, inclusiv cele școlare, au o cauză și în comportamentul părinților asupra lui? Știi că noi am fost învățați, băi, are IQ-ul atâta, poate să fie de premiu 2 sau poate să fie de mențiune sau poate să fie așa, să treacă clasa. Eu nu sunt de acord cu IQ personal. Păi nu, eu spuneam... IQ-ul este pur și simplu capacitatea de a putea răspunde la niște întrebări punctuale dintr-un test. IQ, da. Inteligența emoțională. Absolut. Tot altceva. Însă, ca să-ți răspund la întrebare, exemplu practic, un adolescent, 15 ani, a venit la noi și înainte să vină la noi, a postat mama lui și pe Facebook, adică este public tot pe pagina noastră, copilul, tânărul,
în casă, în spatele clasei, se plimba singur. L-am antrenat, mama absolut, o femeie uluitoare. Știa copilul să fie bine, știa, era super optimistă, era pregătită. A venit la noi, bă, n-am ce să pierd decât niște bănuți. A venit și în câteva ședințe, 8-9 ședințe, a venit o fetiță, colega copilului lui Cristi, și a zis, ce i-ați făcut? A venit în fața clasei, copii foarte ok, a avut noi copii foarte ok, dar lăsau în pace când a început să vorbească cu copiii, a început să se la tablă. Este uluitor. De ce? Pentru că mama lui a crezut și ne-a dat nouă un teren fertil ca să putem să îi ajutăm să crească împreună. Dacă, din contră, era, nu o să meargă nimic, veni, nu, nimic nu merge. Copilul începea să devină mai permeabil creierul lui, începea să vadă mult mai multe lucruri, dacă vedea pesimismul acesta dus la extrem, se îngropa și mai mult. Și nu e vorba de placebo sau altul, este pur și simplu de ceea ce observi. Secretul recuperării copilor stă în părinți. Și știi, mama care iese cu copilul în parc și îi spune o să cazi, o să cazi, o să cazi. Și evident că până la urmă copilul o să cadă. Self-fulfilling prophecies, profeții. Sunt foarte... Asta nu înseamnă, fac un disclaimer aici, când noi tătici ieșim cu copiii în parc, ei nu cad. Chiar dacă nu ne gândim la corect. Cădere. Este Căderea este normală. Corect, însă este important să fim optimiști, însă realiști. Asta sunt lucrurile. Optimiști, realiști. Și acum să fiu un puțin răutăcios, însă când mai trebuie... Domnul Costin, credeți că s-au face bine? Și domnul, credința la biserică. Aici ne uităm pe cifre. Da, da, Costin a spus asta, că noi oferim un suport, și vorbim și de autism aici, noi oferim un suport pentru celelalte terapii, un booster, pentru celelalte exact, terapii. Exact. Am vorbit înainte de podcast, am povestit despre doctorul Daniel Amen din Statele Unite, da. Care are o clinică și are o metodă de-a lui de a scana creierul, are peste 183.000 de creiere scanate. El e psihoterapeut la bază. E foarte controversat în Statele Unite. Are niște bestselleruri pe tema asta. Puterea creierului e una dintre cărțile care e tradusă în România și cred că mai sunt. Cum să întinerești creierul, mi se pare, cărți traduse în română. Iar are peste 183.000 de scanări ale creierului făcute până acum și el spunea într-un podcast pe care l-am ascultat acum ceva vreme, îi spunea moderatorului, nu înțeleg de ce există o asemenea aversiune a comunității medicale asupra cercetărilor mele, asupra metodelor mele, și există psihoterapeuți care pun diagnostice, după la fel cum făceau acum 200-300 de ani. Psihiatri, da, care pun diagnostice... Acum, pentru că... Când de fapt știința, mă rog, medicina ar trebui să se folosească de cucerire științei și tehnologiei. Medicina alopată, adică medicina pe care o cunoaștem toți, cu spitale, cu hate albe, cu niște stetoscoape, funcționează după principiul cartezian. Descartes a fost un filozof și matematician foarte, foarte, foarte bun pentru evoluția umanității, însă a făcut și o greșeală. Și nu spun eu asta, spun oameni mai inteligenți decât mine. El a spus că capul este aici, corpul e aici. Nu este nicio legătură între ele. Ok? Și medicina alopată, de cele mai multe ori, se duce pe zona asta. De fapt... Asta nu înseamnă că toți medicii fac asta. Nu, niciun caz. Nu, eu spun ce este sistemul. Bazele. Bazele. Uh-huh. Sunt medici minunați. Avem foarte mulți și în România încă. Sunt în România medici foarte minunați. Peste tot. În schimb, în Grecia antică erau așa numitul iatros, medicii, care întâi vindecau sufletul și după aia vindecau trupul. Cunoșteau, aveau aceste informații. Însă s-au pierdut, un subiect foarte delicat asta, de ce s-au pierdut și cum în ultimii ani, mai mulți, câteva mii de ani s-au pierdut aceste cunoștințe. Acum, și ca să-ți răspund întrebarea cu doctorul Amen,
Eu mă lovesc de asta și în România, adică nu la nivelul domnului Amen, însă... Da, el este considerat, acum să ne înțelegem, doctorul Amen este considerat în America cel mai tare psihiatru al Americii, omul care a schimbat. Corect. Și cu toate astea este foarte contestată metoda asta lui de scanare și ce, pe, mă rog, tratamentele lui care se bazează pe asta. Creierul este foarte rezistent la schimbare. Foarte rezistent. De fapt, oamenilor este frică să nu le mai fie frică. Orice, e foarte adevărat. Le este frică să nu le mai fie frică. Asta mi-am dat eu seama când eram în iad. Despre mine. Mi-era frică să nu mai fie frică. De ce? Pentru că e un context nou. E ceva pe care nu cunoști. Mai bine stau un mocir la mea, în mlaștina mea, vai de capul meu, pentru că o cunosc și crezi, bă, stai aici, te țin aici. Asta este obiectivul principal creierului, să mențină status quo. Homeostazia. Bună, rea, aia e a mea. Nu cunosc dacă vine ceva mai rău. Trebuie dacă vine ceva mai bun. Și ca să... Sistemul, privind așa sistemic, asta am învățat la Hellinger în subconștientul colectiv, sunt anticorpi, de fapt. Toți acei instituții sau persoane medici, persoane psihiatri care luptă împotriva unui de noi. Avem sistemul global care are un obiectiv. Iar așa sunt anticorpii care își fac treaba. Ce face în orice anticorp? Se duce și în orice obiect străin. Corect? Așa e și nașterea, de fapt. Nașterea, cum mi-a explicat un medic ginecolog acum mulți ani, stăteam la o poveste, un pahar cu el și cu mai mulți prieteni și am spus, nu știam chestia asta. Fătul este protejat cele 9 luni ca să nu fie descoperit, pentru că este un obiect străin. Și când, aproape de naștere, la fel grosier explicat cât am înțeles și eu, nu mai protejează creierul fătul și este expulzat, pentru că e un corp străin. Ok? Amen și alții ca el aduc noi tehnologii, noi moduri de a vedea lucrurile, însă reprezintă un nou status quo. Și noi suntem foarte rezistenți, ca și comunitate, ca și societate, foarte rezistenți la schimbare. Și avem anticorpi, care nu știu de ce, dar au o misiune, nu știu de ce sunt. Ei nu știu, de fapt, de ce sunt atât de porniți. Lăsăm la o parte speculațiile financiare și alte chestii de genul ăsta. Ei nu știu de ce sunt așa de porniți, dar bun, în interiorul lor... Acum, pentru că am adus aminte de doctorul Amen, el zicea că noi foarte ușor punem eticheta asta de boli mentale, când de fapt sunt afecțiuni ale creierului. Manifestări, cum am spus și mai devreme, spectrul de manifestare a creierului uman. În serialul Westworld, absolut genial, la fel, până la ultimul sezon, care e o mizerie, acolo o scenă absolut fascinantă. În serialul Westworld, la fel, foarte mulți ani am invitat să-l văd, era despre roboți, inteligență artificială și umanoizi, nu mai știu ce faceți, un parc de distracții în care veneau oameni și făceau tot fel de nebunii cu roboți. Și era o scenă absolut genială în care spunea, era un finanțator al acestui parc și spunea, aici oamenii poate să vină să-și dea frâu întregului spectru de manifestare a creierului uman. Orice. Ăla era, de fapt, nebunie. Orice. Fără să fie judecați. Fără să fie judecați. Sau etichetați. Sau etichetați, sau ostracizați, sau diagnosticați, sau internați, sau ce vrei tu. Manipulați, cum vrei tu. Toate aceste informații, eu mi-am informațiile intertransplantare, citești foarte mult, acum nu prea mai am așa de mult timp, dar creștem și o să mai angajez oameni ca astfel încât să pot să mă mai extrag de pe zona de operațional și conectăm. E o carte foarte, foarte bună pe care o recomand, se numește Where the Good Ideas Come, de unde vin ideile bune, Steven Johnson, e destul de veche, dar e genial. De unde vin ideile bune, unul cel mai tare cărți pe care le-am citit, pe managementul inovației, absolut genială. Și acolo spune exact cum poți să faci practic, să-ți vină idei. Le pui într-un bol, sunt foarte multe idei practice și explică, de fapt, de unde vine inovația. Și asta am... Eu am plecat din corporație unde am lucrat ca vânzător, agent de vânzări foarte mulți ani, tocmai după un curs de managementul inovării. Pentru că ți-ai dat seama că acolo nu poate să-ți vină idei. Nu. Și am avut o idee foarte bună, mi-am luat-o big time, că am pierdut toți bani după ce am plecat din corporație, că m-am asociat cu un... cu cineva. Dar uite, și... asta e genul de eșec care dezvoltă... Depresia, da, clar. Și anxietate, le dezvoltă de numai și de tine. A, tu ai... Bine, nu știu dacă asta a fost cauza depresiei tale. Da, faptul că am rămas fără niciun ban în 2012-2011. Am fost mai multe și am plecat înainte din corp... de... Înainte de tine, în 2014. Și eram eu cald breaz, am plecat din corporație, am avut ceva succes pe acolo
și am rămas cu niște bănuți și strânși și am zis să fac eu un proiect cu un văr de-al meu. Uh-huh. Știam foarte bine și nu s-a dovedit a fi cea mai bună idee, în sensul că am pierdut toți banii. Și am să facem picturi 3D murale și am făcut una foarte tare în Constanța, după aia când să ne apucăm cum trebuie, mi-am dat seama că ce învățasem eu la cursul respectiv și ce învățasem eu în corporație, în locul al meu, uh-huh, care eram foarte bun, nu însemna nimic. Și m-a lovit așa, buf, mi-a dat un pumn viața și pe aia am stat câțiva ani, de asta am și plecat după aia din România, am stat la cămin, la secă și predam, făceam doctoratul, a fost interesant, am slăbit foarte multe kilograme și am învățat cum să supraviețuiesc iarăși. Și pe aia am zis, hai să plec. Asta e de fapt povestea. Bun, hai să ne întoarcem, că asta a fost o paranteză. De unde vin ideile? Da? Da. Ai dat exemplu cu această carte. Da. Și vorbeam, contextul în care vorbeam era despre faptul că în loc să punem etichete, în loc să punem, să arătăm cu degetul boală mentală, putem să spunem manifestări ale spectrului creierului uman. În spectru. Dar normalitatea, ți-am zis, este adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Ce nu acceptăm nu e normal. Până unde se poate schimba? Până la ce, nu știu, etichetare, diagnostic putem să schimbăm, să antrenăm creierul și să ne facem bine? N-am găsit încă răspunsul, adică încă lucrăm, însă pot să-ți spun unde vreau eu să ajung. Care e potențialul, de fapt? Ai văzut Limitless? Creierul. Nu. Filmul. Nu. E unul care ia o pastilă și e super, super tare. Nu e vorba de pastile, este vorba de antrenare creierului. Ce cred eu și ce simt eu și ce am văzut eu, mă duc în niște zone foarte, foarte, foarte tare. Adică eu mă antrenez, de exemplu, de 3 ori pe săptămână. Și am niște experimente pe mine acum. Te antrenezi... Da, cu asta. Ca să pot să fac față la ce vine și nu am foarte multe cazuri foarte grele, foarte mulți clienți. Și mă pun în niște situații și mi-antrenez zonele creierului astfel încât să experimentez. În afară de copiii cu disfuncții din spectru, tulburări din spectru de autism, le-am încercat cam pe toate. Ce ofer clienților mei adulți. Tot. Niciodată, dar absolut niciodată la clienții adulți, nu am implementat un protocol pe care să nu fie experimentat pe mine înainte. Cu marjele aferente, bineînțeles, disfuncțiile respective. Să te întreb dacă e vreun pericol în ședințele astea de antrenament. Să renunți la relațiile toxice. Și e un pericol. E un pericol. E un pericol, mare. Da. Pentru că la un moment dat îți dai seama că, de fapt, ce te înconjoară, poveștile pe care ți le spuneai erau niște minciuni. Și atunci e o problemă. De ce? E confortabil. În tu care îți dai seama că relația în care ești de 15 ani nu e tocmai ok și de fapt acolo este o problemă foarte nasoală, dar tu ai și doi copii, e o problemă. Ce faci? Ai conștientizat. Vezi, trebuie să faci ceva. Știi că trebuie să faci ceva. O să faci? Efecte adverse nu sunt, pentru că este o metodă non-invazivă. Antrenăm creierul și creierul își ia exact cât vrea. E ca și cum pui o plantă în apă. Își ia apă care trebuie și asta a fost. Dar care e povestea care până și pe tine te-a impresionat? Camelia. Una din poveștile pe care am și documentat-o pe un clip pe YouTube. Camelia, mi se pare că am văzut-o. Camelia e Dumitriu, femeia, da. De 54 de ani. Diagnosticată cu... autism, se vede că n-a avut de la 3 ani, cred că n-a avut de fapt auzit. A avut pe o lovitură foarte puternică, a fost un abuz acolo foarte puternic, al unei dădace, whatever. Și deci de la 3 ani ea n-a vorbit. N-a mai vorbit odată și am avut manifestări din spectru autism, severe. Prima dată când a venit la noi la centru și Camelia este o femeie puternică. Puternică, adică fizică, este foarte puternică. Și prima dată când a venit și se uita la mine, literalmente mi-a înghețat sângele în venă. Pentru că nu se uita la tine, de fapt. Nu înțelegea mare lucru. Îi spunea mama ei, domnul Trăut, o femeie absolut excepțională. Și a venit cu mama ei la 53 de ani. Mama ei s-o pelea, nu, 54, 53 avea atunci, da. Nu vorbea, nu se descurca. Și singur nu se descurca. Îi spunea mama ei, du-te și adu-mi parcă, păi nu înțelegea, făcea 10-12 drumuri. Am început să o antrenăm, i-am dat și o bendiță pentru acasă, pe care o folosește PMF, Post Hermetic Field Therapy, o bendiță pe care o pui în telefon și emite niște impulsuri. Trebuie să te relaxezi, să dormi, plus trângea cu infraroșu.
care activează o proteină din mitocondrie. Mitocondria fiind fabrica de energie a celulei neuronale. Acum câțiva ani s-a descoperit că mitocondria, care este fabrica de energie a celulei neuronale, poate fi activată cu infraroși, în proteine de acolo. Niște procese chimice, electrochimice, pot fi activate. Și în bolile neurodegenerative, the holy grail, adică e foarte, foarte, foarte puternic. Am pus și casca respectivă, o cască care se pune cap, iar și în clipuri, o cască albă se pune pe cap și activează o lumină pe anumite frecvențe pe care noi le setăm. Și după câteva ședințe, mama ei a văzut o schimbare. Adică, dau un exemplu practic. I-a spus, Camila, du-te și adu un parc cu apă. Înainte nu înțelegea, făcea de ce drumul? Nu făcea asta. Acum s-a dus, a luat o cană, a deschis apa rece, a pus cana, înainte să se umple cana, a oprit și i-a adus apă mamei. Este un proces foarte complex. Foarte complex. Pe care ea l-a făcut. Care dărâmă o grămadă de mituri, inclusiv faptul că de la o anumită vârstă... De aici a pornit povestea cu clipul. Pentru că într-o zi a venit doamna Dumitru la antrenament și venise de la gară până la noi cu taxiul. Și mi-a zis, domnul Domnșar, uitați ce spun ăștia la radio. Ce spun ăștia la radio? Că până la 5 ani creierul este plastic. Deci cine spune asta, doamnă? Era o reclamă, de fapt. Până la 5 ani este creierul plastic. Ia plastic asta ca să fie mai plastic. Nu, doamne, nu vreau să fac nimic, dar ca să încerc contextul. Uh-huh. Nu se poate, nu e ok, adică nu e ok deloc. E că ea avea 53 de ani și a învățat. Da. Nu neapărat să răspundă la comenzi. Nu, a învățat, de fapt, se numește contextual awareness, conștientizarea contextului, unde se află de ce, să aibă, foarte important, acțiuni voit conștiente, exact. De la ea, nu dresată, scuzați-mi expresia, nu dresată. Și de ce a fost nevoie ca să... deblochezi, să-și deblocheze Camelia. 1. Să vedem cum anume comunică rețelele neuronale. 2. Să dezvoltăm protocolul la antrenament. 3. Să-l implementăm cum trebuie. Dar n-a fost nevoie să mergeți la sursă? De unde a plecat afecțiunea asta? Nu. Manifestarea asta? Nu. Nu? Nu. Am văzut disfuncțiile și am început să o antrenăm. Și acum a fost o poveste, am scris și pe Facebook, este, scriu foarte rar pe Facebook, foarte, foarte rar. În curând o să-mi dezactivez contul și o să ocupe altcine, adică o să ocupe un membru al echipei mele. E și foarte mult hate, foarte mult hate. Puneți mesaje la 2 dimineața, 3 dimineața, cu înjurături, chestii de oameni care nu au fost la noi, de fapt. Și, adică, pot să suport mai un punct, dar în momentul în care n-ai fost la noi, nu știu despre ce facem și direct mă înjuri că e o problemă. Și m-a sunat de Crăciun, doamna Dumitriu, să ne spună la mulți ani, eu eram plecat cu soția în Belgia în vacanță, și am să vreau pe cineva la telefon și mi-a spus Camila, la mulți ani. Mi s-a ridicat părul pe mâini. După aia am venit în țară, ne-am întors la muncă și a venit doamna Dumitru și mi-a spus Camila stă lângă mine și toți unul au fost ei elevi, doamna Dumitru, și spuneau la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Și a înțeles de fapt ce înseamnă la mulți ani de Crăciun. Pentru că Crăciunul este un simbol, nu este ceva material. Și atunci, pentru prima oară a simțit bucuria aia, că e ceva... Nu bucurie când mănânci ceva, dar ai simțurile. Ceva imaterial. Ceva imaginativ. Cel a fost momentul care a fost un declic foarte puternic în creierul ei. A simțit, cu glândele oare, a văzut ceva ce nu era acolo. Costin, e impresionantă povestea asta și cu siguranță nu este singura. Deci, până acum am înțeles, contează foarte mult și celelalte terapii. Cu siguranță, da. Contează foarte mult și primordial relația pe care cei apropiați o au cu tine, atenția și dorința lor. Dragoste. 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 Că nu-mi venea cuvântul. De unde vin... înainte de asta vreau să te întreb. Apropo de performanță. Ce blochează performanța creierului nostru cel mai mult? Și mă gândeam aici la copii, la performanțe școlare. Apoi, de ce unii dintre noi suntem, nu știu, mai performanți după modelul societății în ceea ce facem și alții mai puțin performanți? Unul la mână, în condiții în care potențialul este același. Unul la mână, depinde ce scală de valori folosești. Foarte important. Nu putem să fim toți buni la ceva. Absolut. Fiecare este bun pe ceva. Uh-huh.
Noi ce le spunem clienților și copii și adulți este că vin la noi ca să-și identifice superputerea și să o gestioneze, să o folosească cum trebuie. Toți avem o superputere. Datorită, sau din cauza, pardon, din cauza unui sistem deficitar, corupt, whatever, mi se taie aripile, de fapt. Bun, și care sunt principalele bariere, baraje? Dăm un exemplu practic. Hai să vorbim pe exemplu practic. Adică un copil, ce vârstă, ce nu poate să facă? Pentru că așa sunt foarte, foarte multe variabile. Miliarde de variabile care pot intra în joc. A copii, da, dacă vrei, copiii care nu sunt atenți la școală, spre exemplu. Păi ok, dacă tu stai 6 ore pe telefon, cu tot respectul cuvenit, acolo ce faci? Dai, swipe, 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 swipe. Acolo este attention span, care scade. Noi, de fapt, plătim prețul pentru platformele social media și tot felul de altele interacțiuni sociale online prin atenția noastră, de fapt. Okay? Și atunci creierul crește crezând că așa este important. 3 secunde dai. 3 secunde dai. Te uiți la un clip 5 secunde. Pe la școală, chiar e un clip foarte tare, spuneam studenților mei, nu am mai găsit în perioadă, cu o fetiță care s-a stat școală în prima zi, s-a stat tablă și i-a dat învățătoarea o bucată de cretă. Fetița a luat-o, a râs, a aruncat-o pe jos, s-a stat tablă și dădea cu mâna așa pe tabla neagră ca să vină imaginile. Aia suntem. Mai e ceva. Cu tot respectul cuvenit, noi, sistemul Mass Education n-a fost creat pentru iluminarea maselor. A fost creat pentru alfabetizarea țălanilor de pe câmp și a copiilor lor pentru a putea popula fabricile în epoca industrializării. Noi uităm chestia asta. Sistemul de învățământ e, de fapt, o fabrică. Chiar vine odată cu industrializarea. Exact. Și clopoțelul, care, de fapt, nu era un clopoțel, era o sirenă de fabrică. Come on, n-am uitat chestia asta. Toți suntem pe o linie de producție. Bun, da, acum pe majoritatea părinților interesează performanțele școlare ale copilului, cum să ia notă bună la capacitate, cum să ia notă bună la bacalaureat. Și aia înseamnă nici măcar adaptabilitate. Înseamnă condiționare extremă. Ok? Adaptabilitatea înseamnă să poți să înțelegi ce se întâmplă, să te adaptezi astfel încât să-ți fie bine. În momentul în care tu pui un copil să se adapteze într-un sistem care nu-i face bine, nu mai adaptabilitate. Sunt măsuri coercitive, de fapt. Pedepse. Nu iei 10, nu-ți iau aia. Nu fac aia. Cu toate că nu ar trebui să întâmple asta. Noi trebuie să lăsăm... Trebuie. Este important să lăsăm copiii să greșească. Dacă Ionel a greșit sau Maria a greșit și a luat 7, mamă, ce-ți fac? Păi ce îl înveți pe copilul ăla? Cu tot respectul cuvenit, ce îl înveți? Că dacă greșește, ce iei? Pedeapsă. Și toată viața va fi, nu greșesc. Nu greșesc de frică. Și așa vom merge, din frică în frică, nu se mai întâmplă nimic. Și atunci cum putem să antrenăm creierul copilului pentru performanțe mai bune la școală? Să creștem capacitatea de colectare, procesare și utilizare a informațiilor, astfel încât să înțeleagă mai bine contextul obănesc, ce se întâmplă în contextul respectiv, să poată, împreună cu părinții, să înceapă să descopere noi modalități prin care poate explora mediul înconjurător, lăsând la o parte telefonul, gen puzzle-uri, jocuri, interacțiuni sociale cu alți copii, activități extracurriculare, astfel încât să folosească tot creierul, toate zonele. Asta înseamnă că mi-e optimizat, că se optimizează 10%. Păi dacă se rezolvă pe telefon, ai o problemă. Îți spun înainte că stăm pe telefon foarte mult. Da, interzicerea telefonului pe de altă parte. Nu e nimic extrem, nu e bun. Te duce în zona aia la altă. Exact. Un echilibru. Tot timpul trebuie să fie. Este important să fie un echilibru. Tot timpul. Nici o extremă, nici alta. Că mai sunt părinți. Ionel n-a mai văzut telefonul de 6 luni. Da, și are o problemă, de fapt. Că la școală o fac Caterinca, de el își bagi joc de el, n-are telefon, n-are nimic. Cu măsură trebuie făcut totul. Nimic ce extrem nu este ok. Eu îmi permit să dau sfaturi că am lucrat cu foarte mulți copii și lucrez. Și uite, pentru că vorbeam despre cum să-ți antrenezi creierul pentru a ajunge la superputerea ta. Da. Pentru că, de fapt, asta înseamnă performanță, nu de a fi mai bun decât Gigel sau... Exact. Așa pot să-ți răspund. Bun. Ai lucrat și cu sportivi, ai lucrat și cu oameni din top management. Avem un protocol, asta așteptam și-ți spun, se numește Quiet the Voice Within. Și lucrăm și cu sportivi, cu fotbaliști, cu tenismeni, cu
Quiet the voice unit înseamnă dă mai încet la volumul vocii interioare. În momentele alea, spre exemplu, e mingea decisivă. Asta e. Sau penalti, de la 11 metri, ăsta e. Și toată lumea e pe tine acolo. Atunci, bă, apare o voce interior. Nu ești bun. Nu ești bun deloc. O să ratezi, o să arătă de tine toți. Păi asta e vocea exterioară, de fapt. Da, traducerea interioară a vocii exterioare. Care s-a internalizat. Exact. Cunoașterea explicită, care s-a cunoașterea implicită. Asta nu e adevărata ta voce. Dar pentru noi este. Și acolo ești prost. O să ratezi. O să te părăsească soția, ția și copiii dacă ratezi prin altul ăsta. Prostule, pierzi reclama aia de 3 milioane de euro, de 10 milioane, 20 milioane de euro. Ce faci acum? De ce? Aia este internalizarea modului în care, hai să spun, modul în care anumite persoane te-au educat la început și ți-au dat ție încredere în tine. Nu se întâmplă de fiecare dată așa. De cele mai multe ori, să vezi ce o să faci tu în viață, Ionele, să vezi ce o să te lovești cu capul de toți pereții, să vezi ce grea e viața, să vezi ce nu știu ce. Un exemplu, un client al nostru absolut minunat, spun ce caz practic. S-a căsătorit. Noaptea anunții. La petrecere. Petrecerea foarte frumoasă, s-a terminat petrecerea, a rămas tata-socru, tatăl miresei, familia și familia lui, tatălui, mama lui. Tata-socru, tatăl miresei, a spus, vreau să închin un toast. Deci poveste reală. Uh-huh. Și a spus, Vasile, de mâine gata cu joaca, s-a terminat viața ta, ești bărbat căsătorit, bagă-ți mințile în cap, asumă-ți responsabilitățile. S-a terminat-o cu el. De-a doua zi. Literalmente. În ce sens? În sensul depresie, anxietate, probleme cu stomacul, nu mai dormea și a ținut asta câțiva ani. Atât de puternic a fost mesajul ăsta. Acum, mulți ar spune, mai ales pe narativul din România, uite, dar ce bărbat e ăla de ești de așa sensibil? Și asta e o prostie, cu tot respectul cuvenit. Nu se poate. Indiferent ce spui, suntem oameni cu calitățile și defectele noastre. Și asta că trebuie să fii tare, să intri prin ziduri. Eu nu cred în astea. Dar sunt bărbații la fel de sensibili ca femeile? Sau există vreo diferență, apropo de sensibilități, între ghilimele? O diferență pe care o cunosc eu, la nivel neurologic, și pot să-ți explic, este corpus callosum. Este mănâncul de ligamente care leagă cele două emisfere. La femeie e mai gros. Asta le dă femeilor un avantaj competitiv. Ce înseamnă? Au intuiția feminină, schimbă mult mai mult informație. Le merge mult mai minte repede. Uh-huh. Mai repede mintea. În anumite contexte. Văd mult mai multe lucruri. Ok? Dar dă și predispoziție la migrene, așa că nu e... Uh-huh. Dar asta este una, o diferență, am fost competitiv. Însă, în altă parte, n-aș băga mâna în foc, că sunt foarte mari diferențe. Asta este o cutumă culturală, că bărbații cu ghilimele de rigoare nu plânge și că bărbații uh-huh. e puternic și că intră prin ziduri. Asta e pe patriarhat, de fapt. Bărbatul e o carte foarte tare pe care o recomand tuturor, se numește King, Warrior, Magician, Lover. Este despre bărbați și de ce suntem noi așa cum suntem. De fapt, pentru că nu mai avem în zilele noastre un ritual de trecere, de maturizare, de inițiere. Nu mai avem. De-aia avem politicieni, directori generali, antrenori de ce vrei tu, copii, adolescenți. Peace in context, un american. Imediat mamă, să mamă, sunt mai bun. Un om matur, un bărbat matur, protejează familia, protejează pe cei din jur, își controlează emoțiile, se cunoaște pe el, își acceptă emoțiile, învață din ele și merge mai departe. Un adolescent experimentează tot timpul. Este tot timpul e o revoltă, tot timpul, și hormonală și mai multe. E independență. Exact. Însă un bărbat matur se cunoaște, își înțelege și zona feminină, merge mai departe fără să fie considerat un fel, nu este condus de ură, în primul rând, vrea ca ceilalți să crească în jurul lui și să fie prosperitate, teren fertil pentru creșterea valorilor. Ăla este un bărbat matur și scrie în cartea asta. Nici eu nu știam, l-am învățat și eu. King, Warrior, Magician, Lover. E foarte, foarte tare. Deci trebuie să ai toate elementele astea? Ipostaze. Te trezești în ipostaze. E o carte despre psihologia indiană, de fapt. Care? Iartă-mă, te-am întrerupt, dar e fascinant dialogul ăsta și probabil nu o să epuizăm subiectul astăzi, deci probabil ne mai întâlnim o dată dacă... Cu mare plăcere, când vrei tu. Dacă vrei să ne mai aliniem pe aceeași frecvență. Mare plăcere. Costin, vorbeam despre cum să-ți crești performanțele. Da. Prin antrenament neuronal. Intuiția, foarte important, astfel încât intuiția ce este? Un depozitar al experiențelor tale. Intuiția
este un proces heuristic, adică o scurtătură mentală. Uh-huh. Astfel, băi, nu mai trebuie să fii de la A, B, C, D, A, Z, direct. Te-ai teleportat. Știi deja ce ai de făcut. Deci intuiția, de fapt, este să dai glas vocii tale interioare. Și da și nu. Cele autentice. Cele autentice, însă rezoluțiilor sale. Adică distilarea tuturor întrebărilor și trimiterea răspunsurilor direct. Asta este vocea interioară. Că vocea interioară poate să fie și una agresivă, cum e în Quiet the Voice Within, care poate să spună... Da, dar am stabilit că nu e vocea ta interioară autentică. Este... Și cum faci diferența între ele? Păi asta te întreb eu pe tine. Asta e problema. Cum faci diferența? Cum spunea Sam Harris cu gândurile. Că de fapt poate e gând, poate nu e vocea interioară. Poate sunt niște gânduri care se întreg. Poate e mama ta care n-a avut grijă de tine și te-a părăsit când erai mic, sau tatăl tău care a fost un alcoolic. Și atunci, și na, s-au întâmplat lucruri. Și atunci, care este vocea ta interioară? Asta încerc să spun și încearcă să spun o groază de oameni. Secretul este să începi să-ți dai seama cine ești tu de fapt. Și care sunt gândurile tale, care nu ești tu. Gândurile nu sunt tu. Nu ești tu, pardon. Gândurile alea sunt vizitatori. Cine ești tu atunci? Ești vocea aia care îți țipă în cap? Ești prost. O să fii sărac. Exact. Mamă, deci te părăsește asta, se duce la altul. Uite la afară. Ai burtă, boss. Cum să ieși așa? Ce-i cu tricoul ăla pe tine? Cum să ieși? Și astea puțin câte puțin, ca apa. Erodează fundația. Pe care dacă nu e soldă, pup, cade castelul, te nisip. Și pe aia te duci și începi să umbli. Și dacă ai, cu ghilimele de rigoare, noroc de un management defectuos... Deci potențialul maxim al creierului înseamnă, de fapt, să ai acces la adevărata ta voce interioară? Pe zona spirituală. Uh-huh. Pe zona practică. Pragmatică. Să poți să dai seama cu cine poți faci business, să poți să dai seama cine te va păcăli, că și deja, că ai mai luat de trei ori. Era un banc cu niște urși, se duce unul la vânătoare... Se spun foarte rapid, pune pușca pe unul, să-l împuște, vine vărul. Ce faci, mă, te iei de vărul, îl bate, nu știu ce, ăsta nebun după 6 luni în spital, vine, pune pușca pe primul, pe usul care îl bătuse. Când să-l o mare, vine primul, ce faci, mă, te iei de vărul, îl bate, se repete ce cuțare câteva ori, la un moment dat, după câțiva ani, ăsta făcând același ciclu, pun, găsește unul, dă să-l împuște, vine un drus, îl bate pe mă și spune, băi, eu nu cred că vii aici pentru vânătoare. Adică dacă îți place, cum să spui că nu-mi place ceea ce îți place. Relații abuzive. Toți vreau să țin și te porci. Ok, dar ce-ți hrănește? Sau femeile sunt nu știu cum. Ce-ți hrănește asta? De ce tot timpul trebuie să intri? Răspunsul este foarte simplu. Se metamorfozează anumite nevoi pe care tu le ai. Dacă tatăl tău sau mama ta sau bunicii, habar n-am, ți-au oferit un anumit tip de dragoste prin abandon, aia va fi dragoste pentru tine. Pentru conștient e simplu. Dragostea înseamnă abandon. Ok, vei găsi oameni care te vor abandona. Scurt. Dar e nasol. Și atunci ce faci? Trebuie să rupi acest ciclu. Ăsta e secretul, de fapt. Și cum îl rupem? Sunt foarte multe modalități. Foarte multe modalități. Crearea de unele care se duc tot, la ultimul nivel, crearea de unele țele neuronale. Exemplul pe care îl dau când vin clienți la noi spune așa. Spre exemplu, noi ai tajun, să spunem, avem niște sală de terapie. Așa ați fost învățat din moși strămoși că trebuie să urcați pe o scară. Mai cazeți, mai rup gâțul, mai rup... Da, așa e. Așa e în viață. Și noi îți spunem, vină pe ușă și te ducem de 20 de ori pe ușă că pe acolo poți să intri. Deci așa se creează o rețea neuronală nouă. Exact. Prin neuroplasticitate, creierul este dovedit aici, nu e urmă de tăgadă, creierul poate fi plastic la orice vârstă. Și pe lângă învățare. Da. Învățarea înseamnă neuroplasticitate. Sport. Ce putem să mai facem? Dietă echilibrată, nu mâncăm carne în fiecare zi. Deci există alimente care sunt sănătoase pentru creier? Și da și nu. Sunt cu siguranță sunt alimente care sunt sănătoase pentru creier. Poți să dai pe Google și spune alimente sănătoase. Sunt nuci, sunt o groază, fructe, legume. Însă, ce este important în anumite civilizații, anumite culte, se sacrifică animalul în anume fel. De ce? Pentru că și-au dat seama acum câteva mii de ani că atunci când îi bagi cuțitul în gât porcului,
el se lăumori, el se sperie foarte tare, secretă niște hormoni ai fricii în carne care nu se duc prin procesare termică și tu atunci îi iei. De-aia ți-e frică, boss. Că mănânci carne care are informație, de fapt, că ți-e frică, că lui a fost frică porcului înainte să-l omori, sau vaci, sau nu știu ce. Și acum putem să dovedim că informația respectivă, este informația, energie, se transferă și o luăm noi. Noi, de fapt, cum spunea un faimos guru, facem fotosinteză, cu ghilimele de rigoare, mai o parodie. De ce? Păi plantele fac fotosinteză, noi tot de la soare ne hrănim. Noi că ne sărim altfel. Plantele captează lumina solară, fac fotosinteză, animalele mănâncă plantele, noi mâncăm plante și animale, tot de la soare ne hrănim, numai că altfel. Totul se transmite. Este informație. Noi suntem toți într-un câmp de informație. Și putem să dovedim acum științific, în mare, toate aceste lucruri. Da, dar cu toate astea, creierul nu este un computer. Nu. Nu este o bază de dată. Nu este un computer. Nu. Încă nu se știe ce este conștiința, de fapt. Asta am avut o discuție absolut fascinantă cu un client despre conștiință, creier, cine anume ghidează. Și nu înțelegea cum trebuie să se joace. Nu înțelegea. Atât de condiționat, dogmatic era, încât nu înțelegea. Nu-i permitea creierul să se modifice. Până la urmă și-a dat seama și a spus, bă, m-am simțit ca un copil. Ăsta e secretul. Care sunt principalii dușmani ai neuroplasticității? O să mă înjurați pentru asta, dar alcoolul, clar, mult, în exces e. No. În exces. În exces. Acum, cum e un par de vin sau habană, un par de vin bun, e ok, dar alcoolul, sedentarismul... Am un cadou pentru tine de aia. În exces. Nu, am un cadou în... Nu, alcoolul în exces nu este bun. Ok. Gândurile... Sedentarism. Sedentarismul. Alcool în exces. Sedentarism. Emoțiile negative, invidia, toate emoțiile negative. Da, l-am scris o carte, emoții destructive, foarte interesant. Uh-huh. Emoții destructive. Ce ar mai fi? Abuzul, uh-huh, de toate felurile. Și colac peste pupăză, lipsa dragostei de sine. Chiar și Iisus a spus că iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Pe dacă nu te iubești pe tine, cum să iubești pe ceilalți? Asta e secretul. Te iubești pe tine. Și te iubești pe tine nu înseamnă să-ți iei ultimul model de range sau de nu știu ce, alb sau habar n-am ce, sau avioane sau nu știu ce, ci pur și simplu să ai grijă de tine. Știi care este luxul astăzi? Luxul, și o să fie din ce în ce mai chestia asta. Cum a un client când a venit la mine, un client foarte, foarte ok, business-uri foarte puternic și mi-a zis, bă, Costine, după câteva ședințe am stat pe bancă, în parc, stăteam, am închis telefon și am stat cu mine. M-am uitat așa și eram fericit. Dacă se uita cineva la mine, spunea că sunt nebun. Dar eram fericit. N-am mai făcut chestia asta de foarte mult timp. Am stat cu mine, liniștit. Ne-am închis telefonul, nu mai știam unde sunt, sunt ok. Am stat așa și m-am bucurat. M-am bucurat de mine, am stat, data viitoare mă duc, citesc și o carte. Da, am și vorbit în podcastul ăsta în nenumărate episoade cu nenumărați invitați. De ce pauzele astea, micropauzele pe care să ți le iei, inclusiv în mijlocul furtunii, inclusiv în mijlocul zilei, sunt aur. Da, sunt. N-am vorbit despre stres, n-am vorbit despre burnout și cum afectează asta, cum încețoșează procesele. Cu mare plăcere, neuronale. Vorbim când vrei. O să ne mai vedem o dată. Dar pe final, aș vrea să te întreb, din 1500 de creiere câte ai scanat până acum, care e lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o tu despre creier? Având 1500 de hărți ale creierului. Creierul este superputerea ta. Asta e. Restul sunt povești. Este o superputere pe care, prin diferite metode, în diferite circunstanțe și ipoteze, nu spun că la noi, o groază de locuri, poți să găsești cheia pentru identificarea, gestionarea și utilizarea superputerii tale. De ce? Pentru a-ți crește calitatea vieții. Când tu ești fericit și ceilalți din jurul tău sunt fericiți. Eu n-am văzut om fericit care să facă rău. Oamenii răi, și sunt oameni răi pe lumea asta, și am văzut o groază care au abuzat copii și au chestii uluitoare, pe interior sunt morți.
nu sunt fericit. Un om fericit niciodată nu se facă rău. Iar un om fericit este un om care se acceptă pe el, care are un creier funcțional și, cum spune Harris... Sam Harris, nu? Da, Sam Harris. Exceptionally healthy. Incredibil de sănătos. Adică, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic rău. Ci în momentul în care ți se întâmplă ceva rău, că nu e totul zen, accepti și crești. Înveți de acolo și mergi mai departe. Nu se oprește acolo viața. Cu toate că ți se pare că se întâmplă asta. Și din cele peste 1500 de creiere pe care le-am văzut, lecția pe care am învățat-o este totul este posibil. În anumite limite, totul este posibil. Poți să ieși din zone foarte, foarte tenebroase. Dacă ai voință. Și voință ce înseamnă? Să-ți dorești asta. Și creierul se va duce pe direcția asta. Creierul de cel mai mult este un servitor care s-a suit pe masa boierului și face ce vrea el. Pentru că nu știm, nu ne-a învățat nimeni să-l controlăm. Nimeni. Aici, în spațiul Carpatul Danubiano-Pontic, cel puțin, nu ne învață nimeni să facem asta. Și când ne trezim, când ne dăm cu capul de pereți și la propriu și la figurat, atunci ne punem întrebare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se pună accent, este recomandat să se pună accent pe înțelegerea mecanismelor unei minți sănătoase. Din frage de pruncie până adult. Da, dar faptul că astfel de episoade, iată, care depășesc 2 ore, au ajuns să fie niște conversații văzute de sute de mii de oameni fiecare, eu cred că deja nu mai putem să spunem că nimeni nu pune accent pe asta. Cred că începem să ne punem întrebări și tu spui că de la asta începe, de fapt, antrenamentul. Exact. A-ți pune întrebări. Mulțumesc mult pentru invitație și am venit cu mare plăcere. Îți mulțumesc. Sper că ți-a plăcut și ție. Nu e vorba dacă mi-a plăcut sau nu, e vorba de faptul că simt că nu a fost un timp irosit și sper că, dici în cazul tău, Costin, Costin Dărmășanu... Dămășaru, iartă-mă. E un episod pe care trebuie să-l reiau și eu personal și cu siguranță mulți o să-l reia, inclusiv cu notițe. Și sunt curios dacă vreți să mai avem o întâlnire. Eu simt nevoia încă unei întâlniri, pentru că n-am mai puizat. Ar fi și culmea. Toată plaja de subiecte. Dar mă interesează foarte mult care e reacția voastră, ce întrebări ați avea voi dacă ne mai vedem odată. Cu ce întrebare l-ați lovi pe Costin? Comentați aici în secțiunea de comentarii a YouTube-ului. Abia aștept reacțiile voastre după episodul ăsta. Și nu uitați că, așa cum spunea Costin, creierul este superputerea fiecăruia dintre noi și comportamentul nostru nu este problema, ci este expresia problemei. Exact. Bun, și dacă e un lucru pe care l-am învățat din episodul ăsta, pe lângă multe altele, este că niciodată nu trebuie să ducem lucrurile în extrem. Exact. E adevărat că alcoolul face rău pentru creier, dar în cantități exagerate, adică nu consumul... Excesiv. Excesiv. Și cred că avem nevoie din când în când de un exact. Timp pentru noi, așa că din partea Beciu Domnesc, și fain și simplu. Mulțumesc frumos. Asta e o sticlă de Sceptrus roșu. E un Cabernet Sauvignon cu fetească și cu Merlot. Sunt niște struguri culeși târziu din dealurile Vrancei. E un vin de ăsta cules atunci când trebuie, știi? Foarte, foarte matur. Soția mea e din Vrancea. Da? Da. Din Vrancea. O să-l beau împreună cu echipa. Mulțumesc frumos. Când aveți ceva de sărbătorit. Cu mare plăcere. Întotdeauna avem ceva de sărbătorit. Ne sărbătorim că suntem bine. Mulțumesc fain. Mulțumesc și eu. Costin, și dacă a rămas ceva nezis, acum este momentul. Chiar simt nevoia să-ți spun ceva. În mitologia greacă, timpul are 2 valențe exprimate prin 2 titani. Cronos, care măsoară timpul în minute, secunde, decenii, așa. Milenii. Și Kyros sau Kairos, care măsoară timpul optim când trebuie întreprinsă o acțiune cu eficiență maximă. Pot să spun că pe mine m-a vizitat titanul Kyros
când m-ai invitat la acest podcast și sunt foarte recunoscător pentru asta. Mulțumesc frumos! Adică Kairos e un fel de toate la timpul lor. Exact, toate la timpul lor, așa, pe românește. Kronos este timpul, Kairos este toate la timpul lor. Exact. Kairos și Kronos, fain și simplu. Vă mulțumesc, fain. Și simplu.